dimineața vă spun tuturor și mulțumesc tare mult că astăzi ne sunteți alături la acest eveniment aniversar pe care am ales să îl intitulăm 30 de ani de viață pentru viață. Titlul în sine spune exact de ce ne-am adunat noi astăzi aici. Școala Carol Davila împlinește 30 de ani de experiență, de viață, iar odată cu ea, mulți dintre dumneavoastră împlinesc un număr de ani de experiență alături de Carol Davila sau o parte dintre dumneavoastră un număr de ani de când au absolvit această școală. Numele meu este Oana Barna și m-am alăturat echipei Carol Davila în 2015 și voi fi anfitrionul acestui eveniment. Ca să dăm startul evenimentului nostru din această zi, nu cred că este cineva mai potrivit să o facă decât directorul acestei școli. Este vorba de doamna Ioana Adobricăi, doamna profesor Ioana Adobricăi. Dânsa este directora școlii de 15 ani de acum. Grație dumneavoastră tuturor celor prezenți aici și nu numai, dar cu deosebire, grație, mulțumită doamnei director, profesor Ioana Adobricăi, școala există și astăzi, în forma pe care o cunoaștem, ca o școală acreditată, ce funcționează pe două centre, la Onești și la Moinești, cu două specializări, asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, și facem toate eforturile să oferim un act educațional la un nivel cât mai ridicat. Doamna director, vă rugăm! Doamna Ioana Adobricăi are foarte multe emoții astăzi. Și am să încep cu marea bucurie de a spune tuturor care vă aflați aici. Stimați invitați! Dragi oaspeți, dragi prieteni, dragi colegi, dragi colegi, în numele meu și al personalului didactic al școlii, vă urez bun venit la aniversarea școlii noastre. Vă mulțumim pentru onoare și atenție. Privindu-vă, având-vă în față, vă mărturisesc că sunt impresionată, adânc emoționată, ținând seama de semnificația acestei întâlniri. 30 de ani de la înființarea școlii post-liceale sanitare Carol Davila Onești, dar și 10 ani de la înființarea școlii post-liceale Carol Davila Moinești. Școala noastră de astăzi a fost construită de noi, toți care stăm în această sală, profesorii de atunci și de azi, personalul școlii, absolvenții, elevii și chiar oaspeții. Această școală a fost construită din faptele noastre, din calitățile noastre, talentele și eforturile noastre. Curajul, dorința, perseverența și emoția clădite pe experiența managerială de calitate și valoarea profesorilor noștri au făcut și fac din școala noastră o instituție ce își merită locul câștigat în rândul instituțiilor de învățământ. Distinși dască, dacă vom continua să cultivăm valori precum profesionalismul, respectul, solidaritatea, umanismul, atunci școala noastră va continua să formeze personalități umane de valoare, dar vor avea loc multe schimbări pozitive pentru a consolida imaginea acesteia. Dragi colegi, aș vrea să vă exprim astăzi recunoștința mea specială. Pentru noi, istoria școlii este o amintire vie a oamenilor, bucuria întâlnirii și amărăciunea pierderii, căci acestea sunt destinele profesorilor și elevilor noștri. Pentru aceasta,
Vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru cei care azi nu mai sunt printre noi. Desigur, o școală trăiește întâi de toate prin elevii săi, prin ceea ce realizează, prin ceea ce ei reușesc să facă după absolvire. Dragi elevi, vă mulțumesc pentru determinare, pentru participare și pentru competențele voastre. În această zi aniversară, se cuvine să aducem cuvânt de laudă tuturor celor care au ales școala, care cu mândrie poartă numele marelui Carol Davila. În tot acest timp, pentru noi, cei de azi, medici, asistenți medicali, profesori, elevi, ca și cei de odinioară, ne mândrim cu elevii noștri care profesează în cele mai prestigioase spitale din plan local, județean sau național, european sau non-european, ducând mai departe renumele câștigat de școala noastră în anii de muncă statornică și serioasă. Vreau să cred că școala are nu doar un trecut glorios, un prezent bun, ci un viitor minunat. Că această muncă a fost eficientă și că dăruirea eforturilor și convingerile noastre n-au fost în zadar, ne arată sala plină din fața mea și atenția ce s-a acordat astăzi aniversării școlii noastre, pe care am primit-o cu mare bucurie. Suntem convinși că această apreciere este, în fapt, recunoașterea unei munci făcute cu dăruire și responsabilitate, cu o mare investiție afectivă, cu răbdare și puterea de a lua lucrurile din nou și din nou de la capăt până la reușită. Vă mulțumim călduros tuturor celor care ați participat activ de-a lungul timpului la îndeplinirea misiunii școlii, un lucru departe de a fi ușor. Dragi invitați, pentru că lumea emoțiilor și a trăirilor dă substanță ființei umane, înnobilându-i faptele, vă invit să ne bucurăm împreună cu emoție la acest aniversar pentru școala noastră. Doresc din tot sufletul tuturor celor care stau în această sală multă sănătate, succes în tot ceea ce prețuiește fiecare dintre voi în această viață. La mulți ani, Școala Post-Liceală Carol Davila Onești, la mulți ani, Școala Post-Liceală Sanitară Carol Davila Moinești, aniversare plăcută! Mulțumim, doamnei director, emoțiile sunt ușor contagioase. Așa. Aș vrea să anunț prezența, care ne onorează foarte mult printre noi astăzi, a unui reprezentant din partea Parlamentului. Este vorba de domnul deputat Mircea Fechet. Domnul deputat, dacă vă rog, să ne fiți alături aici și dânsul, dacă a fost și ministru, dacă nu mă înșel, în guvernul Orban. Mulțumim tare mult că ne-ați făcut onoarea să ne fiți prezenți astăzi. Bună dimineața, vă spun și eu și vă mulțumesc pentru invitația la acest eveniment aniversar. 30 de ani siguranță nu sunt puțini și faptul că școala Carol Davila nu doar că a dăinuit toată această perioadă, dar de la an la an
a progresat, a avut absolvenți din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai buni, este probabil cea mai bună dovadă a faptului că ați făcut și sunt convins că și de astăzi încolo veți face o treabă extraordinară. Probabil că e un moment de bilanț, probabil că e un moment unde vă așterneți planurile pentru viitor, însă voi profita de această ocazie să subliniez în calitate de parlamentar încă o dată și să aduc și un omagiu muncii pe care o fac absolvenții școlii dumneavoastră și nu numai școlii dumneavoastră în fiecare spital din România. Fie că vorbim de asistenți generaliști, că vorbim de asistenți stomatologi, că vorbim de alte tipuri de absolvenți. După perioada pandemiei, unde am învățat pe pielea noastră cât de importanți sunt nu doar medicii, ci mai ales și restul personalului din spitalele României, cred că e un moment bun de reflexie să evaluăm și să asigurăm încă o dată tot ce înseamnă sistemul medical de importanța care îi se cuvine, să discutăm din nou, pentru că n-am discutat de mult despre salarizarea din sistemul medical și să vedem care sunt cele mai bune instrumente pentru ca să și materializăm toate aceste chestiuni, să nu rămână doar la nivel de vorbe. În concluzie, dați-mi voie să vă urez și eu la mulți ani. Sper să ne revedem și peste 10 ani, peste 20, de ce nu. Să vă urez mult succes în continuare și spor la muncă. Toate cele. Mulțumim tare mult, domnul Fechel. Ni s-a părut firesc să invităm alături de noi în această zi reprezentanți ai instituțiilor care, într-un fel sau altul, au modelat și modelează destinul școlii. Cei ce au făcut sau fac parte din stafful școlii, mă refer la profesori, la partea administrativă, cunosc mai bine implicarea acestor instituții, dar poate pentru elevii școlii prezenți și absolvenți, aceste instituții n-au fost tot timpul foarte vizibile, așa încât cred că este un prilej bun acum la această aniversare să facem cunoscut aportul lor. Astfel, avem astăzi prezent ca instituție, este vorba de instituția Prefecturii Județului Bacău. Este prezent alături de noi domnul subprefect, domnul Narcis Citaru. Dânsul nu este prima dată când a răspuns da invitației noastre. Iar pentru a putea mulțumi Prefecturii Bacău pentru contribuția adusă, dorim să oferim o plachetă aniversară care să-i aducă aminte de existența noastră și de contribuția școlii adusă societății. Activitatea școlii post-liceale Carlo Davila din Pănești nu mi este străină. Am participat și în perioada când purtam măști, dacă vă aduceți aminte, la câteva evenimente. Se spune că, și de fapt nu se spunea, este o realitate. Atunci când avem un cataclism pe lângă noi, un război, o pandemie, primii care sar în ajutor, bineînțeles, sunt medici. Când spune medici, ei nu sunt niciodată singuri. Sunt alături de asistenți medicali, alături de infirmieri și alții care țin în viață un spital. Bineînțeles, după medici urmează armata, urmează instituțiile statului care au un rol direct în a ajuta populația să iasă cu bine dintr-o problemă majoră.
Ceea ce vedem astăzi în sală, e adevărat într-un număr destul de mare, majoritatea sunt doamne și domnișoare, mai puțin bărbați. Cam așa este direcția într-o asistență medicală. E rezultatul unor eforturi extraordinar de mari, în primul rând a managementului acestei școli și a corpului profesoral. Lor le datorați și le datorăm cu toții că România are un viitor în domeniul sanitar. Europa ne este datoare nouă, dacă nu știați, pentru că majoritatea celor care excelează și au doit o bună perioadă, au plecat în străinătate să lucreze la spitale diferite. Mulți dintre ei s-au întors și acasă, pentru că trebuie să recunoaștem, în ultimii ani, spitalele din România au reușit să se modernizeze mult mai mult, salarizarea s-a ridicat cât de cât la un nivel care să mulțumească fiecare dintre cei care lucrează în domeniul sanitar, să fie mai aproape de familia lor, în primul rând. Și eforturile acestea le-am făcut împreună cu toți. Dumneavoastră, că ați înțeles, noi cei din partea cealaltă cu decizia, Parlamentul, guvernanții și așa mai departe. Ce vă așteaptă pe dumneavoastră sau probabil o parte din absolvenții care sunt în sală e că aveți o pandemie în fiecare zi. Sau veți avea o pandemie în fiecare zi, acolo în spital. Trebuie să ne comportăm cu toții ca și cum toți cei care sunt pe pat și așteaptă de la noi asistență medicală să ne comportăm ireproșabil. Bineînțeles, și cei din afara acelui salon, adică managerul spitalului, toți ceilalți care iau decizii. Vă doresc ca să faceți față, în față cu brio viitorului, care vă este pus în față, iar cei 30 de ani ai acestei instituții de excelență în județul Bacău, să ne dea curajul ca în continuare să promovăm ce înseamnă sănătate în județul Bacău, sănătate la cote înalte. Și asta o putem face doar împreună. Vă felicit pentru faptul că ați ales școala Carol Davila și că în continuare îndrumați și pe alții să vină și să urmeze cursurile acestei școli post-liceale. Vă felicit pentru cei 30 de ani, doamna director, că ați făcut față cu brio și reușiți și în continuare cu siguranță să manageriați o școală de asemenea performanță. Vă doresc succes în continuare la tot ceea ce faceți și vă asigur că din partea instituției prefectului veți avea tot sprijinul, așa cum s-a întâmplat și în perioada în care am avut noi, în primul rând, nevoie de sprijinul dumneavoastră, în perioada de pandemie. Mult succes în continuare, multă sănătate și să dea Dumnezeu să ne revedem și la alte activități care să scoată în evidență ceea ce astăzi cu toții avem în gând și în fapt. Sănătatea oamenilor de lângă noi. Mult succes în continuare! Mulțumim tare mult, domnule Jitaru. Era normal ca printre instituțiile cu care școala colaborează să se numere și primăriile. Vorbim aici de Primăria Municipiului Onești și de Primăria Municipiului Moinești. Știu că domnul primar Neghină ni s-a alăturat la acest eveniment, deocamdată nu-l văd în sală, dar avem în schimb prezent Primăria Moineștului. E prezent prin viceprimarul domnul Bogdan Dragoș Legăduș. Ce aș vrea să spun, două cuvinte despre Primăria Moineștului. Când am deschis structura la Moinești în 2012, am avut o relație foarte apropiată cu Primăria Moineștului. Am primit mereu suport acolo, oricare ar fi fost problema, inclusiv suport în ceea ce privește spațiul unde noi funcționăm actualmente la Moinești. Primăria Moineștului a răspuns prezent la foarte multe activități ale școlii și ne bucurăm tare că existăm pe harta intereselor Moineștului. Mulțumim mult Primăriei Moinești și dorim să rămânem în continuare doar la un telefon distanță. Vă invit, domnule viceprimar, pentru a vă oferi plachetă de onoare ca semn de mulțumire pentru ajutorul și suportul dat.
Bună ziua tuturor, distinși invitați! Iată ne aflați acum la un ceas aniversar prin care celebrăm 30 de ani de la înființarea Școlii Postliceale Carol Davila Onești și, nu în ultimul rând, 10 ani de când la Moinești se face performanță. Vă mulțumesc tuturor pentru că vă implicați, vă mulțumesc pentru că aveți dedicarea pe care o expuneți în a salva viețile oamenilor și pentru că, nu de multe ori, v-ați pus viața pacientului mai presus decât viața dumneavoastră proprie. Primesc această plachetă în numele domnului primar Valentin Vieru, iar această plachetă ne onorează și ne demonstrează încă o dată că și prin dumneavoastră la Moinești se face performanță, iar performanța sunteți voi. Vă mulțumesc foarte mult! Să știți că plachetele respective, ele se detașează și se pot pune în punguțe ca să nu vă transportați cu ele așa. Bun. Până o să avem prezent printre noi din nou pe domnul primar, pe domnul Neghină, aș vrea să salut prezența în sala unei alte instituții cu care școala colaborează aproape permanent. Este vorba de DSP-a județului Bacău, prezent astăzi prin persoana doamnei doctor Cecilia Lucaci. Colaborarea școlii cu DSP-ul, am spus că are un caracter aproape permanent. El merge de la aprobarea anuală a graficelor de stagiu, a de proiect. Am purtat discuții intense în perioada pandemiei cu DSP-ul să vedem care sunt cele mai bune soluții pentru elevi ca să poată să efectueze stagiu undeva. Și până la participarea la examenul final de certificare, iar doamna doctor Lucaci în ultimii ani, de altfel, a fost tot timpul prezentă în calitate de monitor de calitate la examenul de certificare. Vă invit alături de mine, doamna doctor, pentru a vă putea oferi placheta aniversară și odată cu ea să vă transmitem mulțumirile, aprecierile noastre și sperăm în continuare într-o colaborare la fel de bună. Dumneața, mă simt ca un premiant care a fost chemat pe scenă și și-a luat premiu. Sunt emoționată și îmi pare tare bine că sunt alături de dumneavoastră în aceste momente de celebrare, de sărbătoare. Împliniți 30 de ani de când ați deschis porțile acestei școli în Onești. Este o școală de prestigiu, așa cum toți antevorbitorii mei au spus. Am fericirea să colaborez cu această școală de mulți ani și cunosc întregul personalul care pregătește tinerii acestei școli. Sunt niște colegi de o altă ținută morală și profesională, îi stimez și îi respect și mă bucur că îi regăsesc acum. Stăteam și mă gândeam ieri ce mesaj aș putea să transmit celor prezenți în sală și așa cum văd, sunt tineri care probabil au absolvit școala postliceală Carol Davila și mi-am amintit de un discurs pe care Nicolae Paulescu, medic și profesor la Catedra de Fiziologie a Universității de Medicină și Farmacie din București, la discurs pe care l-a ținut la începutul unui an școlar și pe care eu l-am regăsit înscris într-una din cărțile sale, Spitalul. Spunea dr. Nicolae Paulescu, dragi tineri, dragi colegi, tot ceea ce faceți, tot ceea ce veți învăța în acești ani de facultate, vă doresc să vă înflăcăreze. Numai făcând ceva cu plăcere, cu dragoste și cu înflăcărare, poți să îți faci viața frumoasă și să faci bine ceea ce faci.
John Hibben, președintele Universității Princeton la începutul secolului 19, spunea că educația este abilitatea de a te descurca în situații de viață. Pentru că marele scop al educației nu este cunoașterea, ci este acțiunea. Noi învățăm pentru a ști cum să ne comportăm în viață. Și școala post-liceală sanitară are menirea de a ne face și buni comunicatori, pentru că pacienții cu care lucrăm au nevoie atât de împliniri pentru nevoile medicale, dar și pentru nevoile spirituale, pentru nevoile sufletești. Așa încât rolul profesorilor de la școală este și acela de a vă face să vă înflăcărați de ceea ce faceți și să faceți o comunicare bună cu pacienții, să reușiți să le ostoiți din durerile sufletești care sunt asociate de cele mai multe ori cu durerile fizice ale bolii. Și autorul american Dale Carnegie spunea că avea de-a face cu oamenii este probabil cel mai dificil lucru, indiferent de domeniul în care activezi, fie că ești casnic, fie că ești arhitect sau inginer. Este foarte adevărat că o bună comunicare poate conduce de asemenea la o bună practică medicală. Știm foarte bine că pacienții au nevoie nu numai de profesionalismul nostru și de cunoștințele noastre pe domeniul medical, dar de asemenea de abilitatea noastră de a comunica și de a le împlini nevoile sufletești. Și am să închei spunând că îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici alături de organizatori, să o felicit pe doamna directora Dobricăi pentru această muncă temerară care ne-a dus în punctul acesta și sperăm să fim împreună încă mulți ani de acum înainte. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult, doamna doctor! Așa sperăm și noi să ne regăsim aici și în următorii 10 ani, să fim tot împreună, dar nu putem să reușim decât cu oameni alături de noi. Da, am avut mai devreme alături de noi pe domnul primar Neghină, înțeleg că a trebuit să fugă repede, să sperăm că va reuși să revină pentru a-i putea oferi și dânsului placheta, să o primească din partea primăriei. Aș vrea să anunț, să salut prezența în sală din partea Consiliului Local a doi reprezentanți. Este vorba de Elena Pascu și de Ciprian Zarzu. Mulțumim tare mult că v-ați făcut timp să fiți prezenți la evenimentul nostru. Aș vrea totuși să spun două cuvinte despre Primăria Onești și colaborarea noastră cu Primăria Onești. N-aș vrea să trec așa de repede, pentru că aportul lor este unul important. Aș vrea să mulțumesc primăriei și, în egală măsură, și Bibliotecii Municipale Radu Roseti, pentru că, mulțumită lor, acest eveniment poate să se desfășoare în incinta cinematografului Capitol. Și, de altfel, am avut bucuria să desfășurăm un număr de alte activități în sala aula bibliotecii și ne-au facilitat tot timpul accesul acolo, drept pentru care noi îi mulțumim tare mult. De asemenea, primăria ne-a implicat și în alte activități cu derulate cu scop caritabil în folosul comunității. Ultima dintre ele a fost campania de donare de sânge, care s-a desfășurat, de fapt, la inițiativa Digi24, în parteneriat cu primăria, iar școala a fost prezentă acolo pentru a-și oferi suportul prin stagiarii ei. Și mulțumesc în egală măsură și stagiarilor care și-au făcut timp. De asemenea, o altă instituție foarte importantă, care își aduce care, aș spune, aproape prezentă zi de zi în activitatea școlii, este vorba de Inspectoratul Școlar Județean.
Din păcate, cine s-a anunțat să fie prezent nu a putut veni, nu-i din cauza grevei, deși ea nu s-a terminat, greva. Dar aș vrea să mă folosesc de această ocazie pentru a aduce mulțumiri și Inspectoratului Școala Județeană, să le transmitem placheta, mergem noi la dânsii dacă dânsii nu au putut ajunge astăzi. Îmi face o deosebită plăcere să anunț prezența în sală a doamnei Minodora Chicea. Dânsa este președinta Ordinului Asistenților Medicali din România, filiala Bacău. Doamna Chicea, vă invit aici alături de mine, că mie mă inspiră mai mult să vorbesc cu dumneavoastră alături. Doamna Chicea ne este un prieten drag, un prieten apropiat. Iar școala are nevoie de astfel de prieteni pentru a putea să rămână relevantă și în actualitate cu ceea ce se întâmplă în domeniul nursing-ului. Și știu că mulți dintre noastre sunteți prezenți astăzi pentru că avem și un invitat special, este vorba de domnul dr. Cristian Andrei, iar dacă dânsul va fi astăzi de aici, să știți că este mulțumită doamnei Chicea. Mulțumim, doamne! Noi formăm asistenți medicali, da? Plecați de la noi absolvenții cu certificarea, cu calificarea de asistent medical generalist, după care sunteți preluat de către Ordinul Asistenților și sunteți perfecționați pe toată, pe tot parcursul carierei voastre profesionale. Doamna Chicea, îmi face o deosebită plăcere, onoare și bucurie să vă putem oferi plachetă aniversară, să o primiți numele Ordinului și ne bucurăm să vă avem alături și pentru câteva cuvinte de asemenea. Am o deosebită plăcere să fiu astăzi aici. Școala Carol Dabila este școala mea de suflet. Aveți să mă întrebați de ce. Pentru că aici, la această școală, au funcționat colegii din cadrul Spitalului Onești, bine pregătiți profesional, care au știut cu multă devăcie să transmită cunoștințele dumnealor în educarea și informarea viitorului asistent medical. Cel care, în momentul în care prezintă un caz, prezintă o tehnică și are o poveste, mă duce cu gândul, mâna care e întinsă și nu are o poveste, nu are ce transmite. Dacă acești elevi ai școlii sunt formați la școală, sunt urmăriți în cadrul practicei, tot timpul au un element de legătură instructorul, profesorul instructor și practica de zi cu zi, să știți că sunt nu buni, ci foarte buni profesioniști și ne face plăcere să-i prezentăm și să-i promovăm în activitatea atât a spitalelor, a clinicilor și a cabinetelor medicale. Felicit școala că a știut să meargă mai departe, generație de generație, fiind din ce în ce mai bună, iar absolvenții ne fac o deosebită cinste, nu numai la nivel de județ, ci la nivel și de alte județe. Cei mai mulți care nu rămân în cadrul județului Bacău și o iau spre Brașov, primesc des felicitări, ce copii minunați, ce asistenți bine pregătiți sunt cei care vin de la Onești. Felicitări și la mulți ani celor împlinind astăzi 30 de ani și vă doresc din ce în ce mai mult. Felicit conducerea școlii, care a știut întotdeauna să-și atragă cele mai bune cadre didactice la școală, cei mai buni profesioniști și numai împreună putem crea imaginea asistentului medical, cel de care omenirea are atâta nevoie. Dacă activitatea noastră începe de acolo, de când ai căpătat glas și chip, până când devii fata Morgana care conduci pe ultimul drum, pentru ultima clipă, pe un om drag sau pe cei pe care îi îngrijești. La mulți ani încă o dată, fiți buni. Întreaga omenire are nevoie de munca dumneavoastră. La mulți ani! Aș vrea acum să salut pe partenerii noștri
de stagiu, în primul rând, este vorba de, am să spun, de spital. Spitalul Municipal din Onești, prezent astăzi prin domnul manager, prin domnul Gelu Titel Nicolcea. Bună ziua, domnul manager! Sigur, spitalul este partenerul nostru de stagiu. A fost așa încă de la începutul, de când s-a înființat școala în 1992, astfel încât am putea să-i spunem este partenerul nostru de viață. Școala nu poate să existe independent de spital. La spital se petrec jumătate din orele de formare a unui viitor asistent medical. Corpul nostru de profesori, și vreau să spun că dacă suntem astăzi aici și avem această continuitate și mulțumim tare mult să auzim că elevii noștri o duc atât de bine pe acolo pe unde merg și că au un renume bun sau duc renumele școlii bine mai departe, se datorează colectivului de profesori. Avem profesori, o să vedem în cele ce urmează, care au ani de experiență cu noi ca școală. Ne-au stat ani de zile alături. Deci, în proporție de 80%, colectivul școlii este format din cadre active ale spitalului. Ei au format și formează pe cei ce le sunt acum colegi sau le vor fi colegi, așa încât consider că aceasta este o investiție importantă și de durată. Aș vrea să mulțumesc domnului manager Titel Nicolcea, dar și tuturor celor care l-au precedat, precum și tuturor directorilor medicali din spital, de azi și de ieri, că au făcut posibilă această colaborare. Din rândul celor ce au fost directori medicali sau manageri și sunt prezenți astăzi în sală, aș vrea să îi menționez pe domnul doctor Apovăloaie Viorel, pe domnul doctor Iuliu Ionaș, pe domnul doctor Brânzaniuc, pe doamna doctor Rodica Târcuță, pe doamna doctor Oana Secară, pe doamna doctor Ana Maria Băncescu, pe doamna doctor Raluca Coman, dar și pe directorul medical actual, pe doamna doctor Purcaru Pletea Mădălina. Domnul manager, vă invit pentru a vă oferi placheta aniversară să o primiți în numele Spitalului Municipal Onești. Acești ani, pe toți pe care i-a avut alături, corpul profesoral, lectorii care au făcut posibilă trecerea 30 de ani și pregătirea atâtor generații de asistente și infirmiere care lucrează în spitalul nostru sau în alte spitale și clinici din toată țara. Ați avut un vis acum 30 de ani, acela de a forma asistente. Astăzi visul nostru este împlinit. Visul trebuie să continue, să vă pregătiți în continuare, să vă dezvoltați profesional, să vă adaptați programele la noile cerințe ale asistenței medicale, astfel încât asistentele medicale care vin și lucrează în spitale, să facă față noilor tendințe și fiecare pacient tratat cu empatie, cu dragoste, înseamnă că dumneavoastră v-ați făcut datoria. Vă doresc mult succes în continuare! Când vine vorba de colaborarea cu spitalul, contactul nostru de zi cu zi se face cu și prin asistenții medicali.
Ei sunt cei care duc, de fapt, greul, ca să spun așa, ei sunt cei care monitorizează și mentorează elevii școlii. De la ei avem feedback-ul în ceea ce privește progresul și performanțele lor. Invit astăzi să vorbească din partea asistenților medicali din Spitalul Municipal Onești, pe doamna director de îngrijiri, e vorba de doamna asistent medical Roxana Dăscălașu. Dânsa este și membra echipei Carol Davila, să știți, acum s-au făcut 10 ani. Ne bucurăm foarte mult că Roxana Dăscălașu este colega noastră, dar vreau să mai spun un lucru, faptul că ea este parte din echipa Carol Davila, îi se datorează doamne Gabriela Țăru. Dânsa a facilitat, ne-a recomandat-o să fie parte din echipa Carol Davila și doamna Țăru, de altfel, a fost director de îngrijire timp de aproape 6 ani în spital, la fel și domnul Sorin Roșca. Mulțumim tare mult! Acest frumos eveniment. Este un moment deosebit și un reper pentru orașul nostru. Aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a împărtăși bucuria celebrării celor 30 de ani de activitate, 30 de ani de educație și practică sanitară, 30 de ani de când școala este o adevărată sursă de profesioniști, atât pentru spitalul nostru, cât și pentru spitalele din jur și, bineînțeles, pentru oamenii din comunitate. Zilele acestea am încercat să fac un calcul sumar al angajaților spitalului nostru și am ajuns la o frumoasă cifră de 300 de salariați, foști absolvenți, pe care dumneavoastră ca școală i-ați format, noi ca și spital i-am angajat și profesează în interesul comunității. Pentru noi toți au fost 30 de ani frumoși, plini de succese, deși nu cred că nu au fost și dificultăți. Dar acești ani de succes au fost întrucât multe dintre proiectele școlii Carol Davila Onești, precum și ale spitalului nostru, s-au derulat și au fost finalizate atât cu participarea elevilor, cât și cu participarea colegilor noștri asistenți medicali. Și pentru noi toți este un motiv de mândrie pentru ceea ce facem și ceea ce vom merge mai departe cu toate acestea. În continuare, dorim să rămânem un bun reper al excelenței profesionale, dumneavoastră ca școală, ca și furnizori și formatori de specialiști, iar spitalul ca furnizor de servicii pentru oamenii din comunitate. Dorim în continuare să rămânem dedicați mentoratului și dezvoltării tinerilor elevi, actualilor absolvenți, așa cum s-a făcut până acum, nu doar 30 de ani, ci încă 130. Vă urez la mulți ani și vă mulțumesc! În 2012 am deschis structura la Moinești. Acest lucru s-a întâmplat pentru că domnul profesor dr. Adrian Cotârleț a găsit oportun înființarea unei astfel de școli, crearea unei pepiniere de asistenți medicali, din care cei mai buni să ajungă să fie parte din echipa Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Acest lucru a fost facilitat de asemenea și de către primăria municipiului Moinești, reprezentată la acel moment de domnul Viorel Ilie. Și aș vrea să-i aducem mulțumirile noastre pe această cale. Echipa de profesori, la fel ca și în cazul centrului Onești, este formată majoritar din cadre active ale spitalului. Din păcate, domnul doctor profesor Adrian Cotrăleț, managerul Spitalului Moinești de mai bine de 20 de ani de acum, nu a putut să fie prezent, dar aș vrea să spun că mulți dintre noastre, sunt sigură că îl cunoașteți, este una din figurile cunoscute în județul Bacău, ca un om cu inițiativă, curaj și care a reușit să pună spitalul de urgență Moinești pe hartă. Avem însă astăzi prezent din partea spitalului
director de îngrijiri, este vorba de doamna asistent Adina Datcu. Dânsa este director de îngrijiri la Spitalul Moinești din 2014, iar din colaborările avute până în prezent cu dânsa, pot spune, aș descrie-o așa pe scurt, ca doamna cu mâna de fier. Știe exact ce se întâmplă, unde se întâmplă, când se întâmplă, la cel mai mic detaliu. Adina o cruce foarte grea de dus. Prețuim foarte mult colaborarea cu Spitalul Moinești și cu doamna Datcu în, cu deosebire și aș vrea să o invit alături de mine pentru a primi placheta aniversară cu mulțumiri și recunoștință și al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Bună ziua tuturor! Sunt onorată și emoționată să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, să sărbătorim împreună aniversarea a 30 de ani de la înființarea Școlii Post-Liceale Sanitare Carol Davila Onești. 30 de ani de eforturi constante, atât din partea conducerii școlii post-liceale, cât și din partea cadrelor didactice, până a forma noi și noi generații de cadre medicale. Mântria fiecărui profesor este ca și elevul său să performeze, ba mai mult decât atât, să depășească abilitățile și calitățile mentorului său. Activitatea voastră, dragi elevi, aflată sub egida devotamentului dascălilor voștri, trebuie să fie centrată întotdeauna pe rezultate bune și foarte bune. A fi asistent medical înseamnă mai mult decât a practica o meserie. Este vorba despre devoțiune, vocație și implicare. Înseamnă să renunți de cele mai multe ori la grijile tale personale și să acorzi întâietate grijilor pacienților. Asistentul medical este o verigă importantă a sistemului sanitar. El este cel pe umerii căruia stă grija responsabilității îngrijirilor medicale. Trebuie să punem accent în permanență pe grija pe care o acordăm pacientului și pe modul în care colaborăm cu acesta. Școala vă învață noțiunile teoretice, iar unitățile sanitare, prin intermediul stagiului de practică, vă învață noțiunile practice. Dar voi singuri trebuie să învățați să fiți buni, să fiți generoși, să fiți devotați, să fiți înțelegători cu pacientul. Să învățați ce este toleranța și să acceptați pe aproapele vostru așa cum este el, chiar dacă este diferit de noi. Trebuie să înțelegeți că diferențele nu ne separă, ba din contră, ne dezvoltă din punct de vedere spiritual. Și trebuie să știți în permanență să fiți voi înșivă. Toate acestea fiind spuse, vă doresc să aveți parte de performanțe în cariera pe care voi v-ați ales-o și doresc mult succes cadrelor didactice implicate în formarea voastră. La mulți ani, Școala Post-Liceală Carol Davila. Aș vrea să știu dacă avem reprezentant în sală de la Parohia Hârja. Ok.
De ce am întrebat? Pentru că îmi doresc să fac cunoscut și să mulțumesc colaborării noastre avută cu Parohia Hârja. Avem un istoric de activități împreună cu Parohia, de la seminarii organizate în comun, la activități de caritate. De asemenea, dânsii ne-au primit în stagiu la centru atunci când stagiul nu era posibil să fie efectuat în altă parte, cum ar fi la spital. Colaborarea cu Parohia Hârja este una firească, întrucât atunci când vorbim de o abordare holistică a pacientului, partea spirituală constituie o componentă majoră. Prezentă astăzi din partea parohiei pentru a primi placheta aniversară este doamna Georgiana Mihaela Ioja, asistenta șefă a centrului rezidențial. Mulțumim tare mult! Și la mulți ani. Din partea Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, cu mare drag reprezint astăzi instituția în calitate de vicepreședinte. Mulțumesc pentru invitație, mulțumim pentru distinție și pentru frumoasa colaborare care a curs de-a lungul atâtor ani asupra noastră. Părintele Ilarion Mânță, președintele Asociației, nu a putut, din motive profesionale, să fie astăzi alături de dumneavoastră, însă o să vă rog să-mi acordați 2 minute să vă adresez cuvânt cu cuvânt gândurile dânsului față de instituția pe care o coordonați. La acest ceas aniversar, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de activitate rodnică și misionară, după o vastă maturitate dovedită prin calitatea actului educațional și a pregătirii temeinice a tuturor absolvenților, Complexul de Servicii Sociomedicale de la Hârja vă transmite sincere felicitări și urări de sănătate, rugând pe Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ostenitorii, binefăcătorii și elevii școlii post-liceale sanitare Carol Davila din Onești. Multiplele parteneriate derulate între cele două instituții, în frumoasa colaborare de peste 10 ani, dovedesc faptul că echipa managerială a acestei prestigioase instituții sanitare este extrem de bine pregătită și adaptată nevoilor societății. Iar faptul că mai bine de 25 de absolvenți au lucrat sau lucrează în cadrul instituției noastre dovedește faptul că profesionalismul, spiritul de echipă, competențele și pregătirea practică reprezintă aturile unei școli post-liceale de succes. Să ne trăiți într-un mult sănătoși și binecuvântați ani! Mesajul frumos transmis. Să știți că noi colaborăm cu multe firme din zona recrutării pentru firme de care recrutează asistenți medicali care să lucreze în afara țării, în spitale, în centre rezidențiale sau în clinici. Însă aș vrea să menționez cu deosebire una din firmele cu care noi colaborăm pentru recrutare în Germania. Este vorba de APM. Cu dânsii lucrăm de acum de 5 ani de zile și s-a dovedit a fi o colaborare de succes. Anual, APM-ul formează grupe de elevi recrutați de la anul 1, iar începând cu anul 2, elevii pot merge să efectueze stagiu într-unul din cele două spitale din Hanau, e vorba de Spitalul San Vincenț și Clinicum Hanau. Au job de vară, iar la sfârșit, evident, au contractul de muncă. În anul 2019 am avut plăcerea de a primi delegația de la cele două spitale. Au vizitat spitalul din Onești și au dorit să vadă unde fac elevii stagiu. Iar pentru momentul de astăzi, noi am primit și un mesaj de la Spitalul San Vincenț cu ocazia aniversării a 30 de ani de existență pentru școală. Liebe Oana, ich sende einen herzlichen Gruß zu dir nach Honesty und gratuliere ganz herzlich zum 30-jährigen Jubiläum eurer Schule.
Wir haben uns 2018 kennengelernt. Ich selbst war häufig bei dir in Honesty, in eurer Schule. Und seitdem arbeiten wir sehr gut zusammen. Wir stellen interessierten Pflegekräften einen Arbeitsplatz in deutschen Krankenhäusern zur Verfügung. Und bei dieser Gelegenheit möchte dich noch jemand grüßen und beglückwünschen. Hallo und liebe Grüße aus Hanau und ganz besondere Glückwünsche aus Hanau zum 30-jährigen Bestehen Ihrer Schule. Ich freue mich sehr, dass wir Partner sind und dass wir ganz nette Kollegen aus Ihrer Schule bekommen konnten. Herzlichen Dank, feiern Sie schön und auch weiterhin gute Zusammenarbeit. Tschüss! Liebe Anna, du hast mal bei irgendeiner Gelegenheit APM und mich sehr gelobt mit unserer deutschen Korrektheit, deutschen Pünktlichkeit. Ich möchte das an dich wiedergeben und möchte mich ganz herzlich und ausdrücklich für die wunderschöne und sehr gute Zusammenarbeit bedanken, für deine Kompetenz und für alles, was du in unser geschäftliches Miteinander mit hineinbringst. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurem 30-jährigen Jubiläum. Alles Gute und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Tschüss! Da, mulțumim APM-ului pentru acest mesaj. Cred că putem ține închis de acum, da, mai o să mai urmeze un filmuleț, dar o reinvit în scenă pentru următoarea introducere pe doamna director. Iar eu am să încep introducerea mea printr-o cugetare, printr-o spusă foarte sentimentală a lui Octavian Paller. Astea sunt păcatele profesorului de română, pentru că nu-i așa, eu întâi de toate am predat română și ceva vreme după aceea m-am inițiat în minunata această profesie, pornind întâi de toate de la programele școlare, și pe care, cu ajutorul celor care au putut să predea și care ne-au ajutat, am pătruns esența pentru o foarte bună planificare. Dar ce spunea Octavian Paller? Orice evocare devine în mod fatal o istorie șoptită a momentului în care amintirea începe să vorbească. Școala, de-a lungul celor 30 de ani, a avut foarte multe dificultăți. Am avut de surmontat, eu știu, un vid legislativ, o căutare legislativă, probleme administrative. De aceea am încercat să punem, de fapt, date reale pe care dumneavoastră le veți putea cunoaște astăzi, acum, într-un filmuleț. E drept, am încercat să condensăm pe cât de posibil materialul, un filmuleț care are același special titlu. 30 de ani de viață pentru viață. Vizionare plăcută și îngăduința de a ne scuza anumite imperfecțiuni, eu știu dacă le descoperiți, dar cu siguranță rețineți esențialul. Istoria școlii nu a fost deloc ușoară. Școala post-liceală sanitară Onești este onorată să poarte numele medicului și farmacistului român de origine franceză, născut în Italia cu studii în Europa și în Franța. Anul 1990 este semnificativ pentru introducerea învățământului post-liceal în România. Aici o contribuție importantă o are prin emiterea primului act de identitate al școlii Carol Davila București, prima școală particulară înființată în România, abia ieșită din comunism. Totul se datorează unui minunat om, doamna Mioara Mincu, medic și întemeitor de școală. Întotdeauna spunea: zâmbetul pe chip
pentru că astfel realizăm pacea atât de mult dorită de popoarele lumii, realizăm înțelegere, indulgența, evităm stresul, deci ne creștem durata medie de viață și evităm riscul îmbolnăvirilor. Anul 1992 înseamnă actul de înființare a școlii post-liceale sanitare Carol Davila Onești. În baza statutului Confederației Naționale a Femeilor din România, a statutului Societății Doamnelor din Onești, a aprobărilor obținute la Ministerele Sănătății, respectiv Educației, școala funcționează ca filială a școlii sanitare post-liceale Carol Davila București, alături de cele 40 de filiale în toată țara până în anul 1999. Dacă ar fi să spunem acum, au mai rămas foarte puține școli, Carol Davila Onești fiind una cu cea mai mare vechime, multe dintre ele desfințându-se, ceea ce înseamnă că a avut un bun management și o continuă căutare în a permanentiza cursurile. Școala se înființează grație unor responsabili ai caselor de cultură din Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România, CNSLR, care au susținut desfășurarea cursurilor școlilor post-liceale sanitare în casele de cultură ca suport financiar pentru acestea. Eu cred că aici există premisele unei bune școli. De fapt, remarca a fost realizată și de invitații dumneavoastră de la o altă filială a noastră, de la Galați, care s-au deplasat astăzi aici și dumnealor au prezentat la schimb de experiență un filmuleț privind activitatea din laboratoare, din serviciile de radiologie, la clasele speciale. Dumneavoastră ați venit cu imaginile foarte frumoase de la desfășurarea activității practice și de la clasa de tehnică dentară, sigur, ca să avem un zâmbet penetranți de cu atât mai mult cei care lucrează în domeniul ocrotirii sănătății, trebuie să-i redea bolnavului speranța utilizând acest zâmbet fermecător. Anul școlar 1992-1993 începe cu 5 specializări. Asistent medical generalist, asistent medical de laborator cu studii de 3 ani, asistent medical de igienă și sănătate publică, asistent medical de tehnică dentară și asistent medical de radiologie cu 2 ani de studiu. Este de menționat că dacă școala la debut a funcționat cu cele 5 specializări și livrează sistemului 3 promoții de asistenți medical de igienă și sănătate publică, adică 84 de absolvenți, asistent medical de tehnică dentară, 20 de absolvenți, asistent medical de radiologie, 18 absolvenți, asistent medical de laborator, 16 absolvenți. Dovedindu-se mai atractivă și mai ofertantă ca loc de muncă, din anul 1997 vom rămâne numai cu specializarea asistent medical generalist. Trebuie să amintim și să mulțumim cu deosebire primei echipe manageriale a școlii constituită din doamna Maria Pănăgean, managerul școlii, domnul dr. Dan Panaite, director, și domnul profesor Teodor Adobică, director adjunct. De școala sanitară profesională Carol Danilă. 10 ani despre care ne amintim cu plăcere de primii pași, care a fost greu, a fost ușor, nu știu. Important e că am reușit să perseverăm, am reușit să facem câte un pas mai mic sau mai mare și iată că putem să ne bucurăm de absolvenții care au terminat aceste serii, care au evoluat la această școală, putem să ne bucurăm de profesorii care au predat la această școală, putem să ne bucurăm de rezultatele pe care le-am obținut până acum, nu numai cei care au urmat această școală, ci și cu activitățile care au fost desfășurate în afara școlii și în colaborare cu alte unități similare sau adiacente. Aș vrea să spun că nu e ușor să faci un bilanț după 10 ani. Poate chiar este foarte greu. Dar mă bucur că am reușit să ajungem până aici. Ce înseamnă până aici?
Avem o realizare, o parte din ea, zicem noi, care se datorează unor oameni cu care a pornit această școală, care au venit mai târziu și care au rămas și rămân în continuare și care vor veni. Mulțumirile noastre se îndreaptă și către prima încadrare din primul an de învățământ, 1992-1993, care a însemnat un bun efort, căci încadrarea a fost în cele mai bune condiții profesionale. Dr. Viorel Apovoloae, Dr. Sever Punea, Dr. Luminița Ciuchi, Dr. Gheorghe Ciobanu, Dr. Iulia Corina Ciocan, Dr. Iuliu Ionaș, Dr. Gheorghe Fanichi, Dr. Lucian Nițescu, care se află și azi în încadrarea noastră, Dr. Ioan Oltean, Dr. Dan Panaite, Dr. Elena Roșca, Dr. Tiberiu Marin, biolog Viorelia Odnog, biolog Vasile Mastras, biolog Constantin Podolean, asistent medical Maria Berbecaru, asistent medical Maria Ioan, asistent medical Constantin Onu, asistent medical Victoria Puiu, cu mențiunea că nu este cea din urmă, este cea din tâi, căci slujește școala Carol Davila timp de 20 ceva de ani. Ca profesor de română, cea care va veni la un moment dat în managementul școlii, am găsit în documentele anticipative organizatorice foarte frumos citat, pe care, am înțeles, l-au avut ca motou în întreaga lor activitate, cadrele didactice foste și care se va continua prin cei care predau chiar și astăzi în școala Carol Davila. Cu mențiunea de spus că foarte mulți dintre profesori s-au regăsit an de an și au avut o bună continuitate, ceea ce a dat calitate învățării. Citatul, nu știm cui aparține, el sună așa, o viață nu valorează nimic, dar nimic nu valorează cât o viață de om, sau o viață nu valorează nimic, dar nimic nu valorează mai mult decât o viață. Andrei Malraux. Școala post-liceală Carol Davila a intrat în nomenclatorul instituțiilor de învățământ preuniversitar sub această denumire, cuprinzând nivelul de învățământ post-liceal, nivel 3 avansat, actualmente nivel 5 de calificare, și parcurge următoarele etape. Anul 1999 înseamnă autonomia față de școala sanitară post-liceală Carol Davila București, dar mai ales obținerea autorizării de funcționare provizorie. În anul 2010, școala obține acreditare ca unitate de învățământ preuniversitar particular pentru specializarea asistent medical generalist. În anul 2012, școala Carol Davila aplică procedura de autorizare pentru o structură la Spitalul Municipal Măinești și obține acreditarea în anul 2017. În anul școlar 2014-2015, școala aplică încă o dată pentru obținerea autorizației de funcționare provizorie pentru disciplina, specializarea asistent medical de farmacie, disciplină care se acreditează în anul 2021. De-a lungul anilor, echipa managerială rămâne aproape constantă, adăugându-se, în funcție de nevoile manageriale, doctorul Apovoloae Viorel în perioada 1994-2004, doctorul Maran Zero în perioada 2004-2007, iar din anul 2007 până astăzi, școala este condusă manageriată de doamna profesoară Ioana Adolfi.
adaptându-ne în mod firesc cerințelor societății de mâine și promovând o dezvoltare susținută conform realităților europene, viziunea Școlii Post-Liceale Sanitare Carol Davila, la început de secolul 21, aleasă sună astfel. Pe cât posibil să încercăm să facem singur ceea ce așteptăm de la alții. Alegerea acestui slogan ca viziune își găsește validarea în două accepțiuni. Pe de o parte, posibilitatea legală de a contribui ca ființă socială la dezvoltarea comunității căreia îi aparții, folosirea propriilor competențe de a manageria o instituție de servicii sociale, de a conștientiza forța pe care o are cunoașterea în lumea contemporană. Pe de altă parte, îndemnul pentru elevii noștri de a se automotiva în scopul valorificării potențialului individual, de a se integra conștient și activ în grupul social de referință, cu accente pe dezvoltarea profesională, intelectuală, socială, emoțională și spirituală. De aceea, misiunea Școlii Post-Liceale Sanitare Carol Davila este de a oferi tuturor elevilor săi și fiecăruia dintre aceștia educația necesară pentru a deveni asistenți medical competenți, capabili să învețe pe parcursul întregii vieți, pentru a-și forma personalități autonome și creative într-o societate aflată în permanentă schimbare. Totalul absolvenților pe specializări, asistent medical generalist, 2045, din care 304 sunt deja absolvenți ai structurii Școala Post-Liceală Sanitară Carol Davila, Moinești. Asistent medical de igienă și sănătate publică, 84 de absolvenți. Asistent medical de farmacie, 72 de absolvenți. Asistent medical de laborator, 16 absolvenți. Asistent medical de tehnică dentară, 20 de absolvenți. Asistent medical de radiologie, 18. În cei 30 de ani de existență, Școala Post-Liceală Sanitară Carol Davila numără un total de 2250 de absolvenți. Cea mai sigură statistică pe care o avem privind inserția profesională o reprezintă cea din plan local, județean, național, unde în domeniul medical sunt angajați 80% dintre absolvenții noștri, iar un procent semnificativ de peste 15% lucrează în piața muncii europene sau non-europene. Aspectele formative ale elevilor noștri au fost atinse prin organizarea și participarea la sesiuni de comunicări științifice, simpozioane și concursuri profesionale în școală, la nivel județean sau național, încă de la înființarea școlii. Colaborarea noastră cu instituții medicale din afara țării a început din anul 2011. Aceste legături externe, cu deosebire partenerii italiani, au fost stabilite de foști elevi ai școlii noastre care lucrau în Societatea Cooperativă Sociale Interactive. Proiectele pe care le-am dezvoltat au început în perioada următorilor ani școlari, 2011-2013. Următorul proiect a fost un Erasmus Plus, în 2014-2016, un alt proiect în 2017-2019. Pentru fiecare dintre participanți, dar și pentru școală, rezultatele proiectelor au fost semnificative. Astfel, au fost realizate, îmbogățite 80 de mape profesionale pentru 80 de elevi, deci participanți în proiect, și de asemenea biblioteca școlii a fost îmbogățită cu 3 ediții, 3 culegeri importante de planuri de îngrijiri realizate de participanții la proiect spre folosul celor care se află în studiu în școală. Colaborările școlii noastre nu s-au oprit aici. Chiar în plan județean, școala a colaborat, a fost partener într-un proiect activ în practică, activ pe piața muncii.
Momentul aniversar de azi are o dublă semnificație. 30 de ani de existență, Carol Davila Onești. 10 ani de existență, Carol Davila Moinești. La mulți ani, școala Carol Davila Onești. La mulți ani, școala Carol Davila Moinești. Mulțumirile noastre se îndreaptă spre toți cei care au ajutat la evoluția școlii noastre în tot acest timp. Sărbătoarea noastră stă sub genericul 30 de ani de viață pentru viață, titlu inspirat din chiar jurământul asistentului medical. Bună, vieți și onoare jur! Să-mi exerci profesia cu demnitate, să respect ființa umană și drepturile sale, și să păstrez secretul profesional, Da, mulțumim tare mult. Chiar știu că doamna director, după ce a văzut filmulețul, a avut așa o exclamație. Nu vine să cred că am putut să facem un film din acești 30 de ani de școală. Vă invit pentru 10-15 minute să luăm o scurtă pauză de cafea și așa o mică gustare. Apoi rugămintea mea este la revenirea în sală să respectăm aceste maxim 15 minute de pauză, ca să nu fie cazul să ne întindem foarte mult. La revenire vă rog mult să nu aduceți ceștile de cafea aici. Este rugămintea expresă și pe bună dreptate a celor care administrează spațiu. Iar după pauză vom avea parte, bineînțeles, de invitatul nostru special, domnul dr. Cristian Andrei, care de altfel este prezent printre noi deja, și mărturii live de la foști profesori, actuali profesori și foști absolvenți. Și, desigur, testimoniale. Mulțumesc! Filmulețul testimonial. Și știu că, așa m-am spus și mai devreme, unul din motivele pentru care mulți dintre noastre sunt prezenți aici în sală este invitatul nostru special, doctorul Cristian Andrei. O parte dintre voi l-ați mai cunoscut și în alte împrejurări și v-ați dorit să-l revedeți, o altă parte ați venit de la kilometri distanță, anume pentru dânsul. Doctorul Cristian Andrei este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați psihiatri din țară. A devenit cunoscut publicului larg prin numeroasele apariții în media, prin cărțile publicate, prin conferințe susținute, activități de consiliere și terapie oferită celor în nevoie cu titlu gratuit, în calitate de formator. Este președintele fondator al Institutului de Relații Umane, prin care derulează o serie de proiecte, cursuri, ședințe de psihoterapie. Acestea sunt doar câteva din activitățile Institutului de Relații Umane, dar dacă doriți să aflați mai multe sau chiar să luați legătura cu doctorul Andrei, vizitați site-ul Institutului. Pentru că aceste câteva cuvinte nu pot face dreptate celui ce este doctorul Cristian Andrei, eu zic că haideți să îl experimentăm pe doctorul Cristian Andrei și îl invit pe scenă. Știu că și-a pregătit pentru astăzi o lucrare cu un titlu. Tema pe care ne-o propune este elemente de sugestie și relaxare clinică în lucru cu pacientul și prevenirea fenomenului de burnout. Bună dimineața, adică bună ziua, ce să mai... și la mulți ani! Trebuie să vă spun că eu sunt oficiant sanitar. Știți ce e aia? Oficiantul sanitar este absolventul de liceu sanitar de pe vremea comunismului,
Sunt elevul Liceului Sanitar din Târgoviște, cu numărul matricol 1, adică s-a înființat fix când am terminat eu clasa 8-a. Așa că dacă mă puneți să fac un colț de cearșaf la pat, să știți că știu. Așa, ce știu medicii, știu medicii, dar ce știu asistentele și asistenții, nu știu medicii, nu să înveți niciodată, că n-au timp de așa ceva, nu? Bun, dar astăzi aș vrea să învățăm ceva. Plăcere așa, relaxat puțin. Nu o să vă țin discursuri despre celebrare 10 ani, 30. Aș vrea să vă împărtășesc câte ceva profesional ca să se nască așa un pic de semne de întrebare și un pic de curiozitate față de meseria asta minunată pe care sunteți pe cale să o faceți sau unele persoane de aici cu toată venerația au făcut-o 10 de ani și au tot respectul meu, doamnelor, domnilor. De asemenea, tot respectul meu pentru domnii și doamnele doctori care și asistente medicale și asistenți de laborator și medici de laborator care instruiesc și astăzi astfel de elevi minunați. Dar, hai să trecem la un pic de treabă. Despre ce vreau să vă vorbesc astăzi? Și bineînțeles că o să aveți ocazia să întrebați orice. Astăzi vorbim despre două aspecte ale practicii de asistent medical care nu prea sunt abordate în formare, în liceu. Da? Uneori nici, vreau să vă spun că nici în Facultatea de Medicină pentru medici nu sunt abordate aceste două subiecte, dar ele sunt de actualitate. Unul dintre ele este sindromul de burnout, care începe să facă, să-și facă loc foarte mult în practica medicală din România și cea de îngrijire, mai ales de la pandemie încoace, și altul este cel legat de cum ai putea să relaționezi cu pacientul într-o modalitate eficientă, astfel încât să curgă tot, să fie frumos ceea ce faci împreună cu pacientul. Această colaborare cu pacientul poate să beneficieze de elemente de comunicare. Am înțeles de la doamna Minodora că vom dezbate asta la vară la Moinești, nu? Așa? Și că... Dar nu mai comunicare, este vorba și de starea în care poți tu, ca și cadrul mediu, să-l aduci pe pacientul tău în doar câteva secunde. Și tu vezi că e fascinant cât de ușor poate să fie. Acum, cu ce vreți să începem? Cu burnout-ul sau cu sugestia? Nu contează, nu? Dăm cu banul. Pur și simplu, am putea să începem cu sugestia, pentru că ea este un instrument. Amai, ce înseamnă sugestie? Puțină lume o definește clar, pentru că lumea a auzit de obicei de hipnoză. Da? De hipnoză a auzit toată lumea. Hipnoza, pui omul pe un fotoliu, se relaxează, crezi niște condiții, se folosește pentru niște beneficii practice clare. De exemplu, o persoană care a avut o traumă și prin regresie sub hipnoză începe să retrăiască acea traumă controlat de către terapeut, pentru a se lăsa de fumat sau pentru a avea, așa, inclusiv pentru a-și aminti niște lucruri. M-a sunat odată, de fapt nu m-a sunat, a venit odată un domn cu soția lui. Se căsătorisele de vreo câteva zile și zice, domnul doctor, nevastă mi-a uitat unde a pus banii de nuntă. Puteți să-i faceți o hipnoză să ne aducem și noi aminte, să vedem că a rămas. Și stătea și mă uitam așa, să vezi că de fapt, n-a uitat. Cum să uiți sumele astea așa de mari, doar la câteva zile. Și a fost așa de interesantă ședința asta de hipnoză, pentru că acea femeie sub ședința de hipnoză a scos la iveală faptul că ea nu vrea să se mărite, de fapt. Știți? Și, bineînțeles că soțul nu asista la această ședință. Și după aceea a fost foarte delicat să-i spun soțului două lucruri. Că banii sunt sub borcanul de murături, sub un plastic în cămară, borcanul de murături de la soacră și că soția lui divorțează. Vă dați seama? Destul de delicat, nu? A găsit banii, dar, mă rog, a rămas cu ceva. Dar sugestia este altceva. Dacă hipnoza este pentru oameni calificați, se face într-un beneficiu foarte clar, bine delimitat, da? Cu un obiectiv foarte clar, clinic, în schimb, sugestia se face în fiecare zi. De 10 sau chiar de sute de ori. Uite, de exemplu, faptul că toți stați acum cu fața încoace, da? Și ascultați.
nu se scarpină mai nimeni, nimeni nu se ridică în picioare pe scaun, nimeni... Bine, dacă treci într-un liceu, mai stă lumea pe telefon. Dar în general, asta este o sugestie colectivă, de exemplu. Faptul că ți-ai deschis urechile și asculți ce zice cineva. Nu te mai gândești câte ceasul, nu știi dacă ai încuiat ușa la casă când ai plecat, nu te interesează ce mai face nu știu cine, ești într-o sugestie. Și vă spun cu asta ca să demitizăm această noțiune. Ea nu este ceva miraculos sau ceva, știu și eu, periculos. Este un element cotidian din viața oamenilor, pentru că noi avem o cutie de rezonanță aici. Creierul percepe și amplifică. Percepe și interpretează. El lucrează tot timpul și noaptea când visăm. Și ca atare și acum lucrează și are oarecare stare de sugestie. Acum, la ce poți să folosești sugestia? Ca și profesionist. Da? Păi poți să folosești sugestia pentru a induce stări. A schimba starea cuiva. De exemplu, o persoană este anxioasă, se poate schimba starea anxioasă prin sugestie. De exemplu, o persoană nu colaborează, nu este de acord, se poate schimba acordul, dezacordul în acord prin sugestie. Da? De exemplu, o persoană nu acționează într-o armonie sau într-o direcție utilă pentru ea, se poate sugera acest lucru. Veți vedea că se deschid foarte multe porți în momentul în care folosești sugestia. Ce este ea posibilă la oameni? Vă spuneam că avem această cutie de rezonanță. Dar la cine sau la ce rezonează ea? La societate. Noi suntem ființe sociale și suntem formați de ceilalți oameni. Nouă ni s-au spus foarte multe lucruri și le-am luat de bune. De exemplu, ni s-a spus că ne cheamă așa. Și o respectăm de fiecare dată. Ne spunem cum ne cheamă, da? Ni s-a sugerat că ne cheamă așa. Pe la adolescență, poate v-ați adus aminte, prin clasa 7 ani începi să te gândești, bă, mie nu-mi place numele meu, vreau alt nume. Dar continui să te recomanzi așa. E ca o convingere foarte puternică. Da? Sau, ni s-a sugerat că dacă cineva vorbește, noi trebuie să tăcem. Ni s-a sugerat că nu e bine să facem pipi pe stradă, trebuie să umblăm îmbrăcați pe stradă și umblăm toți îmbrăcați, ați observat? Asta este o sugestie. Da? Care a intrat în sistemul nostru de convingeri și îl facem ceas în fiecare zi. Pentru că noi am avea libertatea să procedăm altfel. Dar nici nu ne trece prin cap. Vă dați seama că uneori stai și te gândesc că sugestia ți-a din libertăți. Dacă tu ești subiect al sugestiei, nu mai ești așa liber. Dar de fapt este foarte bine, fiindcă e foarte liniștitor. Faptul că ni s-a spus că suntem băieți sau fete, este liniștitor. Băi, am aflat și ce sunt. Da? Dacă nu ni s-ar spune, ia gândiți-vă. Dacă nu ți s-ar spune, cine ești? Ce ești? Care sunt limitele comportamentului tău? Ai fi dezadaptat în doar câteva săptămâni. Înțelegeți? De aceea este foarte importantă sugestia. Dar hai să spunem, în lucru cu pacientul, cum facem? Păi, pacientul este o persoană care are întotdeauna tulburări emoționale. Are aproape întotdeauna anxietate. Pentru că este într-o stare care nu-i convine, față de care nu s-a adaptat, uneori și neagă. Da? Și de aceea, cel care petrece mai mult timp cu el și persoana care îl atinge, este persoana cea mai indicată să-i facă pacientului sugestie. Adică, practic, asistentul medical ajunge să fie persoană de atașament pentru pacient. Unii pacienți văd în asistentul medical, în asistenta medicală, o mamă. Alții văd în asistenta medicală o zână bună. Da? Vi s-a întâmplat să vorbească pacientul, ce mână ușoară aveți, domnișoară. Chestia asta cu mâna ușoară mi se pare unul dintre cele mai frumoase complimente. Care arată că omul ăla se dă pe mâna ta ușoară. Da? Și tu ce faci cu mâna aia? Da? O folosești ușor. Îi faci o injecție. Mai să fie. Cum ajunge un pacient să zică mulțumesc după ce ai făcut o injecție, adică l-ai înțepat cu un ac în fund?
Cum ai făcut tu să-ți mulțumească cineva că l-ai înțepat? Asta este sugestia. Mă înțelegeți? Asta înseamnă că sugestia începe cu niște lucruri pe care nici nu le bănuiești. De exemplu, sugestia începe cu cine ești tu pentru el. Că dacă vine o tante de pe stradă și cu o seringă în mână pe centrul orașului la tine și zice, hai să-ți fac o injecție, fugi. Chem poliția. Se pare că vrea să-ți transmită vreo boală. Da? Ca nebunit. Vedeți cadrul? Dar dacă îi spui, sunt asistentă medicală. A, bine, acum am absolvit, nu prea am mai făcut așa injecții intramusculare. A, eu cred că am o traumă cu chestia asta. Vreți să vă povestesc cum am făcut noi injecții intramusculare în clasa a 10-a, la liceul sanitar din Târgu Ovișe? Eram 40 de elevi în clasă. Așa era pe vremea comunismului. Și eram 4 băieți la 36 de fete. Cunoscut? Vă sună cunoscut? Da. Și, bineînțeles că doamna asistentă care ne învăța tot, zice, fetelor, băieți, nu avem ce să facem, astăzi începem să facem injecții intramusculare, fetele fac injecții pe băieți. Din 4 colegi au rămas 2. Au fugit pur și simplu, la pauză. A rămas eu cu Costel, un coleg, și țin minte, de exemplu, injecția pe care mi-a făcut-o Adela, o colegă de clasă, care avea un ac cu vârful întors. Adică era acul cu vârful întors în sus. Era turtit așa în sus. L-am ținut amintire o vreme, da? Pe vremea aceea se fierbeau seringile. De băgat la băgat, dacă l-a spus. A fost groază, da? Vedeți trauma? Și de aceea, probabil că este foarte bună sugestia. Acum știți faza cu intramuscular, nu? Dai plici-plici de vreo 2 ori cu mâna și după aceea înfigea. De ce dai cu mâna plici-plici? Anestezic. Ia stați așa că vin să vorbim. Hai, care se bagă în vorbă cu mine? De ce se face plici-plici cu mâna când faci injecția intramusculară? Că? Atenția pacientului. Aude pacientul plici-plici și se gândește, mă, ce-o fi asta, nu? Și îi distrage atenția. Da, oarecum. Alte păreri? Ai la ăștia mai tineri. Ia ziceți, domnul asistent, de ce se face plici-plici cu palma de fesa pacientului până se face intramuscular? Pentru că odată ce dai într-o parte și îți bagă în cealaltă parte, ți se distrage atenția. Și crezi că o uitat în ambele părți. Ia, aveam altă părere aici, științifică. Anestezic. Păi cum adică? Poți să-mi dai o palmă peste față, nu? Păi nu-i facem față, nu? Așa. Și unde îi dai plici-plici? La locul injecției? Exact. Vedeți că aici nu sunteți de acord, nu? Ia. Deci eu consider că se practică acest lucru pentru a nu ști exact când se introduce acul. Deci efectiv plici-plici și apoi pui acul. Și pacientul se gândește asta din prima, din a doua, din a treia, nu se știe prea cât a intrat lui acul, nu? Vedeți că fiecare are teoria lui, dar toată lumea o face. Aici avem două aspecte. Avem cum simte pacientul acțiunea aceea, dar avem și o problemă de antisepsie. Pentru că dacă tu faci plici-plici fiți pe locul în care introduci acul și mâna ta nu este curată, ai băgat ce nu trebuie, da? Dar să trecem peste asta. Într-adevăr, sistemul nervos funcționează după ideea de prag. E o chestie foarte interesantă. Adică, în momentul ăsta pe voi vă ating pe obraz, pe mâini, molecule de aer care se mișcă, da? Ba chiar pe piele aveți și niște gâșgănii, da? Care se numesc acarieni. Umblă prin cap, prin părul vostru și pe piele, vă vine să credeți? Da. Le aveți pe voi, da? Dar nu simțiți, pentru că este sub prag, ceea ce manifestă aceste atingeri foarte fine. Mă înțelegeți? Deci noi nu simțim tot, că dacă am simțit tot, am nebunit. Da? Noi simțim de la un prag în sus. Și atunci când dai plici-plici cu palma sau cu dosul mâinii ca să-i faci injecția pacientului, se produce un prag
Da? Și atunci se reduce din senzația de durere care urmează. Este ca și cum unei persoane, ca să nu simtă că a mâncat ceva iute, îi mai dai și niște bere amară. Și bea din berea aia și ce nu mai e așa iute, vedeți? Este o competiție între stimuli. Și atunci crește pragul de instabilitate locală și nu mai simte durerea ca fiind o agresiune. Îi se pare că e unul dintre lucrurile care se întâmplă. Asta este sugestie. Și vreau să vă spun că sugestia se face prin toate simțurile pe care le avem. Poți să faci sugestie cu auzul, spunându-i omului ceva. Poți să faci sugestie cu mirosul. Da? Dându-i să miroasă ceva și spunându-i că se află într-o păieniță cu flori sau că este în casa bunicii. Dacă dai un miros de vanilie, de exemplu, să miroasă. Poți să faci sugestie prin atingere. Da? Poți să faci sugestie inclusiv ținându-i mâna cumva. E o chestie atât de interesantă. Cum își dă seama un om care are ochii închiși, care are mâna sus? Dacă nu o vede. Cum își dă seama? Îți închipui, mă, pe unde o fi mâna mea azi? Mai încolo, dar știe precis unde o are. Știe precis pentru că are niște receptori în articulații și în musculatura, acolo unde se inseră musculatura pe oase, și știe poziția, acest senzor trimit către creier semnale care indică care e poziția brațului. Și acest lucru poate fi folosit în sugestie. Înțelegeți? Deci este o întreagă diversitate de acțiuni pe care putem să o avem față de pacient ca să-i sugerăm ceva. Ce vrem să-i sugerăm pacientului? Siguranță. Sănătoare. Siguranță, confort psihic. Încredere, da, foarte bine. Adică îi sugerăm unui că e bine când el tinde să creadă că e rău. Nu? Mai țineți minte cum este cu bebelușul ăla, că poate multe ați avut sau aveți deja copilași. Când are el așa vreo 4-6 luni și vrei să-i diversifici alimentația și știe doar laptele și gustul laptelui și tu vrei să introduci niște suc de portocale. Să mănânce și ceva vitamine, nu? Cum faci? Că la acru. Da? Dacă îi dai o linguriță de suc de portocale, o se strâmbe și îți face grimasa aia așa și se scutură din tot corpul, că nu e bună, că e rece și acră. Și atunci cum faci? Ia uitați. Îi dai ursulețului, îi dai și formă. Da? Îi dai ursulețului și el se uită la ursuleț și face și el la fel. Mm? Sau unele mămici fac, ce bun e. Și pentru că bebelușul ăla are neuroni oglindă, sunt niște neuroni care îl ajută să imite, știți? Încă de la naștere. Așa învățăm când suntem mici, prin imitație. Cască și el gura, că a văzut că este cineva care a căscat gura. Dar mai mult decât atât, amestecăm sucul de portocale cu lapte într-o proporție în care predomine laptele. Că era obișnuit cu el. Da? Și atunci noul pare să fie mai acceptabil. De asemenea, contează ce față faci. Pentru că dacă îi dai bebelușului suc de portocale și faci, ia cu alea niște suc de portocale. Da? Vă dați seama că el știe să citească fața din naștere. Și o să vă explic de ce. Dacă însă îi spui, ia uite, a venit sucul de portocale, ce bun e, să iau întâi eu, mai bine mănânc eu, începe să vrea și el. Da? Chiar dacă este acru. Este uimitor ce sugestie poți să-i faci unui copil. O să vă povestesc acum un experiment care este, să-mi stau așa lângă boxă. Un experiment? Așa, scuzați. A, dânsul săracul trăgea de butoane să mă salveze pe mine, mulțumesc. Nu știu dacă ați auzit de prăpastia psihologică, e un experiment foarte interesant. S-au pus două mese și între ele o placă transparentă. Și la capătul, dintr-o parte, pe o masă, bebelușul de 4 luni și la capătul celălalt, mama lui. Și s-a spus, Doamnă, chemați-l la dumneavoastră. Și mama a început, hai de vină la mami coace, adică zâmbitoare, fața asta, da? Și ăsta mic, s-a uitat la maică sa, lip, 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 a început să meargă în patru noapte, între acolo, a văzut prăpastia, s-a uitat la maică sa și maică sa, haide! Și fraierul s-a dus mai departe, prin aer, așa, adică, practic, el nu vedea că are ceva ce să-i sprijine, da?
Și s-a dus la maică-sa cu toată încrederea. De sugestie. În a doua fază i s-a spus, Doamnă, când ajunge la prăpastie, transmiteți un pericol. Păi și cum să fac? Știți dumneavoastră cum? Și ăsta, hai da, mama, vine ăsta, așa se uită la prăpastie. Și maică-sa. În momentul ăla, toți bebelușii din experiment au încremenit. S-au lăsat așa pe fund, au un pipi pe ei și acolo au rămas. Vedeți? Asta este sugestie. Umenica. Și vreau să vă transmit un mesaj simplu. Uitați-vă în oglindă ce față aveți. Când sunteți cu seringa în mână. Înțelegeți ce vreau să zic? Pentru că acolo se vede tot. Mai ales dacă sunteți la pediatrie și copilul ăla se uită la tine să citească. Este obișnuit din naștere să citească pe ecranul ăsta al feței dacă e de bine sau e de rău ce se întâmplă. Poate i-ați văzut. Copii pe care îi întrebi, haide, vii cu mine să-ți arăt ceva și se uită la maică-sa. Adică se uită la televizor, cum s-a zice, să vadă, e de bine sau nu e de bine ce vrea tantea asta. Okay? Ori fața voastră este cea care spune tot. Și vă îndemn să vă uitați în oglindă, să vedeți ce față aveți. Știți exercițiul ăsta pe care eu tot îl recomand și e foarte util. Vă sună soacra. Duceți-vă în fața oglinzii când vorbiți cu ea. Vă sună soțul, care are o voce beată așa și știți cum drugnește când vine acasă. Și vă sună, duceți-vă în fața oglinzii când vorbiți cu el. Să vezi ce față aveți. Ori dacă tu nu știi ce față ai când îi vorbești unui copil despre injecție, despre alimentație, despre manevre invazive, înseamnă că tu nu știi ce-i transmis de fapt. Trebuie să știi. Mă înțelegeți? Asta este sugestia. Ea este un act foarte interesant. Este un act de câștigare a încrederii întotdeauna. Și marea utilitate este că tu câștigi complianță. Complianța este supunerea pacientului față de tratamentul cu care de obicei nu prea este de acord. Care efecte adverse, că nu bagă el în corpul din astea, știți? O rezistență. Această rezistență se poate învinge prin sugestie. Da? Sugerându-i pacientului că este bine, de fapt copilului din pacient îi sugerez că este bine. Mai ales că tu joci rolul acela de mamă de care vorbeam. Okay? Dar aici este o greșeală foarte frecventă și vreau să vă semnalez. Când îi spui unui copil, hai nu-ți fie frică, că nu te doare. Știți ce sugestie este? Că te doare. De ce? Că doare spui. Nu te doare. Aha, vedeți? Dar vedeți că e atât de simplu că stai să te gândești la rece, dar când o faci, o faci. Te scapi. Pentru că tu ai empatie și te gândești că pe pacientul ăla o să-l doară și atunci îi spui, nu te doare. Pentru că tu te gândești că ar putea să te doară. Înțelegeți? Asta este sugestie negativă. Și o facem foarte des. Mai des decât pe cea pozitivă, utilă. Când îi vorbim unui om despre lucruri negative, noi îi facem sugestie asupra faptului că acele lucruri există. Înțelegeți? Pentru că creierul nostru de copil este mult mai sănătos decât creierul de adult și aude cuvintele fără nu. Deci dacă îi spui unui copil nu pune mâna pe cana aia, pe aia pune mâna. Nu de al naibii, ci pentru că el scoate cuvântul nu din propoziție. Nu, nu există de fapt. Este o invenție socială. Este dorința celorlalți ca tu să nu faci chestia aia. Să o facă numai ei. Mă înțelegeți? Nu înseamnă toate interdicțiile astea din societate. Și de aceea, iarăși aveți un exercițiu de făcut. În afară de cel cu fața în oglindă, când vorbiți la telefon, da? Al doilea exercițiu pe care l-aveți de făcut este să spuneți unui om ceva fără să folosiți cuvântul nu. Cum îi spui unui pacient că nu o să-l doară? Fără să folosești cuvântul nu. O să vă doară puțin. Hai să vă imaginați, aveți. O să simțiți să aveți un disconfort. Ok. Așa? Să vă simțiți mai bine după. Vă dau un hint. Ca să vă fie mai ușor, închipuiți-vă că acel pacient este copil. Să vedeți că vă vin mai ușor ideile.
Cum îi spui unui copil? Vine un polițier, mai ține minte? Ați făcut asta, nu? Da? Și să vezi tu ce frumos te gâdilă. Da. Adică este foarte important ce îi spui, ceva trebuie să-i spui. Vreau să vă spun că am predat la Facultatea de Stomatologie din Iași ceva timp, elemente de astea de sugestie pentru stomatologie cu copii. Inclusiv anestezia prin hipnoză. Da? Se poate. Inclusiv prin sugestie se poate face. Adică poți să-i extragi un dinte unui copil fără să-i faci injecție cu anestezic. Pentru că îi sugerezi ce să simtă. O chestie fascinantă. De ce nu se practică astăzi? Pentru că este scump. Ca să aduci un hipnotizator la fiecare extracție dentară, costă mereu. Da? Dar în principiu se face așa. Îi spui copilului dinainte, uite, aici este tărâmul magic, aici este zâna zăpezilor, tot este alb, după cum ai văzut, aici locuiește ea. Și ea are o pelerină magică pe care ți-o pune ție pe umeri și pelerina asta te poate face invizibil și nu mai simți nimic. Și după ce îi faci sugestia că nu mai simte nimic, da? De exemplu, îi arăți așa, uite, vezi, nu mai simți nimic, dar nu-l atingi. Și în momentul în care nu-l atingi, dar îi spui că el are senzația că l-ai atingi, haideți să vă fac un experiment, ia să vedem cine poate să vină în coace, hai vă încoace. Uite, vreau să te uiți acolo la pătratul la roșu, da? Și să stai dreaptă, închide ochii. Eu acum o să te împing ușor de spate, mai mult așa. Bravo. Simți. Hai, închide ochii. Ai văzut? Nu simți că te-am împins de spate. Oare de ce? Că mi-ați sugerat. Ce ți-a ajuns? Se închid ochii și... că mă împingeți în spate. Și n-ai simțit? Nu. Dar te-am împins sau nu? Nu cred. Dar ați văzut când era... că de-aia am pus-o lateral. Ați văzut cum se bălângânea? Da. Oare de ce? Că aveam impresia că urmează să mă împingeți. Asta este sugestia. Înțelegeți? Deci este o nesiguranță pe care începi să o cauți în timp ce tu ești în plină încredere în cealaltă persoană. Adică ea, de exemplu, a venit în coace. Faptul că a venit în coace înseamnă că avea oarecare încredere. De unde știe ce o să-ți facă? Nu știam. Era o încredere, nu? Și de la asta pleacă tot. Adică, dacă eu sunt un nene de pe stradă și zic, vină încoace să te împing din spate, deci nu. Dar contează că ești asistentă medicală, că ești asistent medical, că urmează să faci ceva și asta este un lucru, iarăși, extrem de util în tehnica de zi cu zi. Tu acum ești absolventă, nu? Practic de 6 ani, acesta. Practici de 6 ani. Bun. Când faci recoltarea de sânge intravenos, ce îi spui pacientului? Tehnica pe care urmează să o fac. Spune-mi mie cum îi spui lui. Bună ziua! O să urmează să vă recoltez sânge pentru analize. O să vă spun pașii. Așezați mâna. Îi pun garou. Mă pregătesc eu. Mănuși. Tot ce este necesar pentru a efectua tehnica. Într-adevăr, îi spun că urmează să vă înțeleg. Timp să-i spun că nu o să doară, că asta fac. De multe ori mi s-a spus că am mâna ușoară. Retroactiv, nu? Un lucru foarte interesant când faci sugestie în timp ce lucrezi este să vorbești nu neapărat foarte dinainte și să-l anunți pe om ca el să se gândească dacă vrea sau nu vrea, ci să vorbești în secunda în care începi să faci.
Da? Adică în prezent. Să aibă senzația că lucrurile se derulează în prezent și că tu ești stăpâna prezentului lui. Înțelegeți? Și atunci zici, acum uitați, vă pun acest garou, da? Da? Cu care vă strâng suficient de bine, dar nici prea mult, nici prea puțin, da? Astfel încât probabil că nu o să simțiți mare lucru. Și după aceea îi spui, acum scot acul, știți că este și procedură, da? Trebuie să-i arăți omului că e acul steril, dacă acum desfaci în fața lui, așa? Și atunci omul este prins de evenimente. Ok? Uite, dă mâna. În momentul în care tu ești stăpân al mâinii tale, cum aș putea să devin eu stăpânul mâinii tale? Prin explicarea unui teniu sau ce? Da, pentru că ea începe să se miște așa în cerculețe. Păi s-a mișcat. Vedeți ce? Asta este o escrocherie pur și simplu. Adică îi spui omului ceva ce deja se întâmplă. În timpul hipnozei, când omul stă relaxat, îi spui să țină mâna pe picior și îi spui, o să simțiți că mâna este din ce în ce mai grea, da? Și că ea se mișcă ușor, fără voia dumneavoastră. Și asta pentru că el deja a mișcat din deșdumică și l-a aranjat pe picior acolo, știți? Adică tu vorbești despre ceva ce deja se întâmplă și asta face conexiune între ce se întâmplă și ce spui tu. Și atunci, din momentul la omul, practic, face ce spui tu. Înțelegeți? Asta este sugestia pe acțiuni. Dacă aveți nevoie de sugestie pe ce se simte, se vorbește într-un fel. Da? De exemplu, îi spui omului ce simte fără să folosești nu și fără să pomenești lucruri negative. De exemplu, îi spui ce senzație interesantă o să fie, da? Nu știm exact unde. Da? Și el stă așa și se gândește. Nu știu dacă ați văzut, este un filmuleț pe YouTube cu un doctor foarte calmea în vârstă care face un vaccin unui bebeluș, l-ați văzut? În care... Ați văzut filmul? E fantastic, nu? Asta se face în timpul acțiunii, ok? Îi dai încă ceva în timp ce acționezi. Îi spui sau faci încă ceva în timp ce acționezi. Ok? De exemplu, dacă îi vorbești unei persoane și îi ții mâna în palma ta și în timp ce îi vorbești, îi faci cerculețe în palmă, primul lucru este că se uite ce face ăsta în palmă aici. Înțelegeți? După care ascultă ce îi spui și tu continui să-i faci cerculețe în palmă. Okay? Iar acest lucru asociază cele două lucruri. Care ar fi mai important? Ține de tine. Dacă este mai important să nu bage de seamă ce îi povestești, apeși mai tare și faci cerculețele mai repede. Dacă vrei ca, de fapt, cerculețele să fie mai puțin importante și vorba mai importantă, oprești puțin cerculețele. Înțelegeți? Adică, practic, două acțiuni concomitente se ajută una pe alta. În loc să se concureze. Ok? Reținut? Cum te cheamă? Ana Maria. Dați-i aplauze, că e asistentă. Mulțumesc. Bun. Deci asta este sugestia în timp ce faci ceva. Fără nu, cu o față pozitivă, acum cum să fie vocea? Calmă, bineînțeles. Dar de câte ori n-ați văzut oameni care zic nu mai plângeți, domnule, nu mai plângeți, ce tot plângeți, ce urlați atâta? Adică vocea ta ce îi spune? Luptă, alarmă, nu? Agresiune. Este foarte greu să-ți controlezi vocea când tu însuți ești speriat de ce se întâmplă. Și de aceea vă rog să exersați. De exemplu, să spuneți Luceafărul de Eminescu sau ce vreți voi în timp ce faceți o perfuzie. Dacă aveți timp, nu tot Luceafărul, nu. Bun. Deci, mesajul meu astăzi este să folosiți sugestia, să vă interesați cum să fac să-i transmit omului ceva pozitiv, fără să folosesc nu și fără să pomenesc lucruri negative. De exemplu, dacă la noi la terapie, la institut, vine o persoană care i s-a întâmplat o traumă, nu știu, să spunem că un viol, dar eu nu știu asta și văd pe persoană că vine și spune
s-a întâmplat ceva groaznic. Da? Ceva, eu nu pot să trec peste chestia asta. Da? Bineînțeles că stă pe limbă să întâmplă. Ce s-a întâmplat? În momentul care a rostit, s-a întărit. Și s-a conectat cu mine. Acea întâmplare. Și eu nu vreau asta. Și atunci îi spun, o să numim lucrul ăsta mai târziu. O să-i dăm un nume mai târziu. Ok? Și discutăm despre împrejurări, despre oameni, despre ce acum a fost astăzi, plecăm de la prezent. Și se reconstituie persoana și persoana se consolidează și se ancorează de prezent. Și la un moment dat zice, nici am apucat să vă zic de violul ăla care mi s-a întâmplat. Iar acest lucru spus întreagăt așa, arată că s-a integrat violul ăla. Că nu mai este prezent și că nu este continuu și nu mai este traumatic. Înțelegeți? Adică, dacă unei bătrânele i-a murit soțul acum 5 ani, sau 15, ca să zicem că a trecut mai mult, o să o vezi că zice la cimitir, vorbește cu altă bătrânică, Viorică, dar tot cum era, ca mea era cam bețiv. Adică nu mai plânge, nu mai este nemâncată, încercănată, s-a integrat. Ok? Deci sugestia trebuie făcută non-stop pentru a crea acea atmosferă în timp ce lucrați, nu vă trebuie timp, că știu că aveți probleme cu timpul. Aoleu, dacă o să o fac și pe asta. Păi dacă tot faci ceva, fă-o bine, așa. Mă înțelegeți? Dacă tot vorbești cu pacientul, vorbește așa. Este o situație foarte serioasă. Eu am mai dezbătut subiectul ăsta și pe la Galați, și pe la Bacău, da? Cât de mare presiune asupra ta ca asistent medical și cum îți vine să te descarci unul pe pacient. Da? Și de aceea este extrem de important să exerseze aceste tehnici. Cum este sugestia pozitivă și să scapi de sugestia negativă. Da? Sugestia negativă este când îi spui nu-ți fie frică că nu doare. Asta e sugestia. Îi sugerezi să-l doară și să-i fie frică. Trebuie să găsiți înlocuitor. Ok? Și pentru cuvântul negativ și pentru nu. Bun. Stați așa să vă câte ceasul să vă iau de la masă. 12. Ok. Bun. Hai să vedem. Întrebări despre sugestie, că după aia trecem la burnout. Ce ați rămas așa? Sunteți încă în sugestie. Să știți că, spre deosebire de hipnoză, în hipnoză intră pacientul și trebuie scos de acolo. Poți să-l lași așa. În sugestie nu este necesar să-l scoți. Pentru că este o stare plăcută în care el totuși e activ. Adică el este adaptabil. În hipnoză nu este adaptabil. Și trebuie să-l scoți din hipnoză, adică să-l reconectezi, să-i spui, auziți din nou, vedeți din nou obiectele din jur, în sugestie nu este necesar. Pentru că, practic, îi faci un bine pacientului și poate să plece cu acel bine acasă. Aveți întrebări despre asta? Poate vă vine mai târziu, la domnul. Mă pot să dau o veste proastă unui aparținător? Din sugestie. Nu trebuie să fie el altcineva decât tine și tu să fii, de exemplu, te pui în fața aparținătorului și spui trebuie să stați jos că trebuie să vă spun ceva. Cam așa e treaba, nu? A murit soțul nostru. Nu poți să faci asta. Ok? Ce ai de făcut este să te așezi lângă el. Îi spui, hai să stăm amândoi aici, unul lângă altul. Ce înseamnă unul lângă altul? Înseamnă amândoi suntem în aceeași problemă. Nu tu ești singur în problema asta și eu sunt cu vestea proastă. Agresorul tău. Da? Și ori de câte ori sunteți față în față cu un pacient, trebuie să țineți minte că el are senzația că se luptă cu voi. Că are o poziție contrară. Da? Atunci te așezi lângă el, stați amândoi unul lângă altul și transformi evenimentul în ceva care se vede pe care se poate observa. Uite, asta este foaia lui de observație. Și vorbești despre ăsta este tratamentul, da? Și l-a ajuns să parcurgă ce s-a întâmplat cu mintea lui, nu cu a ta. Da? Și la un moment dat zice, văzând că îi povestești de tratament, că nu a mers ăla, că s-a încercat și asta, și el începe să lucreze, să-i lucreze mintea și spune, nu cumva a murit, zice. Da? Și atunci trebuie să fii sincer cu el. Că dacă îi spui nu, iarăși este o opoziție din partea ta. Păi spui, da. Și ești lângă el, mai stai lângă el, nu te-ai cărat.
Deci este vorba de a însoți pe pacient să ajungă singur la concluzia respectivă, cu ajutorul tău. Dar asta este metoda cea mai universal bună, și dacă este mai tânăr, și dacă e mai bătrân, și dacă e bărbat, și dacă e femeie. Ca și un copilul. Nu-l obligi să facă ceva, nu-l pedepsești, ci îl însoțești. Ia să vedem ce se întâmplă dacă. Da? Să zicem că ai un copil care a fost adoptat. Cum îi spui? Că dacă nu este pregătit și îi spui, te-a drept un agresor, nu e adevărat, minți, ce ai cu mine? Dacă e prea târziu aflat de alții și te întreabă și zici, nu e adevărat, nu, iarăși ești un mincinos, când îi spui și cum îi spui? Îi spui când întreabă, numai devreme și mai târziu, îl vezi că face aluzii. Asta înseamnă că s-a copt fructul ăla în capul lui și putem să-l culegem. Adică bănuiala aia că este adoptat în capul lui există deja și începe să întrebe. Atunci îi răspunzi, nu fugi. Și doi, îl însoțești. Păi și tatăl meu unde e? Unde e tatăl meu? Nu-i spui a murit, nu-i spui nu știu, nu-i spui dă-l în aibii că a fost un bețiv, îi spui hai să vedem. Asta înseamnă însoțirea. Da? E adevărat că durează un timp. Că asta e problema noastră. Nu? Dar trebuie să fii un însoțitor. Ok? Alte întrebări? Da. Ce este mai pregnantă? Sugestia sau autosugestia? Bună întrebare. La început este sugestia. Adică nouă, după cum vă spuneam, ni se spune. Cum ne cheamă, că suntem băieței sau fetițe, că suntem proști sau deștepți. Știți că ni s-a spus, ni se tot spune când suntem mici. Da? Unor se spune, majoritatea părinților spun, ești un geniu, ești foarte deștept. Și după clasa a 5-a începi să ai probleme cu problemele. Da? Și constați că nu ești geniu, cum s-a spus maica ta. Și asta e o problemă foarte serioasă. Okay? De aceea trebuie să vorbim despre ceva, nu despre persoană când vorbim de performanță. După ce are loc sugestia venită de la ceilalți, începe și autosugestia. După aceea, asta se numește internalizare. Internalizare este un proces psihologic prin care, de exemplu, motivația externă se internalizează. Adică avem întâi motivele părinților să nu facem pipi pe noi. Sincer, deci toți de aici ați avut o vreme când ați preferat să faceți pipi pe voi. Și era cel mai ca lumea. Cel mai simplu, cel mai comod, cel mai ieftin. Bine, pentru voi. Și au insistat părinții. Și prima oară când ați făcut la uliță, ați făcut așa. Bine, mă, că insistă. Știți? Cadou. Și acum, dacă vă treabă cineva, aoleu, cum să fac pe mine? Adică s-a internalizat motivația asta. Și a devenit autosugestie. Îmi sugerez că e mai bine să nu fac când îmi vine, să fac când trebuie. Nu, domnule, mai bine să faci când îți vine, dar nu acceptă el alții. Mă înțelegeți? Acum, sper să nu înceapă lumea să facă pe aici, pe la mine. Dar vreau să înțelegeți ce se întâmplă, cât de manipulați suntem noi prin sugestie de către societate. De către... și așa mai departe. Altă întrebare? De sugestie. Ok. Da, domnule, tare. Care stimul sunt mai important? Ce avem? Vizual, auditiv, care dintre canale? Stimul, stimul. Care stimul? Aici, un profesionist analizează de obicei ceea ce se numește mod senzorial de bază. Deci, ca tu să folosești canalul cel mai potrivit pentru un pacient, tu trebuie întâi să-l studiezi puțin pe pacient și să vezi ce cuvinte folosește, ce simțuri folosește el de obicei. De exemplu, îl auzi pe pacient că spune, domnule, nu m-am mai văzut cu prietenii mei de nu știu cât timp. Sau, eu nu văd unde ziceți dumneavoastră că se întâmplă chestia asta. Adică folosește cuvântul văd. Și asta înseamnă că folosești cu el canalul vizual. Da? Dacă îi spui, domnule, nu știu, eu n-am auzit nicăieri de chestia asta. Sau, eu nu... Să știți că eu nici nu vă aud când spuneți așa ceva, da? Sau am stat așa și am ascultat pe mulți oameni și îți dai seama că poți să vorbești cu el mai degrabă să i-ai ales ceva. Da? Sunt alții care spun că simt sau îmi simt, sunt mai viscerali, sunt mai somatici. Da? Și de-aia științific este să studiezi care este canalul lui, să numește mod senzorial de bază, care e canalul pe care el preferă să relaționeze cu lumea pentru că e mai nuanțat și e mai larg, e ca un bulevard în loc de alee. Da? Mai aveți întrebări pe sugestie?
Poate vreți situații concrete, așa, mă, cum să fac, de exemplu, să îi sugerez un șeful că vreau salariu mai mare, ca sugestie. Hmm? Știți că se poate face și asta? Da, pentru asta trebuie să plătiți. Glumesc. Ok. Hai să trecem puțin la burnout, că nu vreau să vă țin, este weekend și îmi dau seama că trebuie să vă duceți și pe la găină de acasă. Acum, ce este burnout-ul ăsta? De ce se tot vorbește despre el? Este chiar o realitate, din păcate. Și în ce privește cadrele medii, este chiar, a început să răspândească foarte tare. Și medicii au burnout. Dar ce să vezi? Medicii au o anumită formă de comunicare, nu știu dacă ați observat. Bârfa dintre medici nu este așa de mare, dar mâncătoria între medici e mai mare. Da? De ce oare? Hai să ne gândim. Adică, înseamnă că oamenii ăștia reușesc să facă concret ceva ca să fie bine. Ok? Fac ei ceva. Vorbesc chestii profesionale între ei. Vreau să vă spun că acest raport de gardă de dimineață, cine este asistentă, șefă, cam știe, dar de foarte mult ca asistentă simplă, habar n-ai ce-i acolo. Că nu te lasă ăștia să intri, că doctorii sunt doctori, nu te primesc și pe tine acolo. Nu? Ce se întâmplă, domnule, la raportul de gardă? Știi ce se întâmplă? Se numește catarsis. Doctorii vorbesc, își dau părerea, fiecare se afirmă cu teoria lui, se contrazic pe acolo, se dau mari, iau decizii, se descarcă. Înțelegeți? Capătă importanță fiecare dintre ei. Voi aveți raport de gardă? Între asistente. Între asistente. Schimbă, ce? Schimbă de ture. Ia, Fiorico, pe alea vezi că ăla a plecat și ăsta la altă noastră. Adică să aveți, să stați pe fundul vostru, undeva, într-un mediu care arată bine, cu suficient spațiu și cu suficient timp. Ați văzut că în raportul de gardă nu intră nimeni la doctor. Poate să moară oricine, nu? Ei nu primesc pe nimeni. Dar așa cum s-a terminat. Nu? Păi să ai și tu ca asistentă cu colegile tale, colegii tăi, momentul ăsta. Nu merită să lupți pentru așa ceva, ar merita, nu? Să ai așa ceva. Trebuie să vă spun că... Da, bine, asta este, de fapt, soluții, adică la capitolul soluții. Să definim puțin burnout-ul. Burnout-ul este o stare psihosomatică, deci și de natură psihică, și de natură fizică, în care o persoană este profund dezadaptată la mediul profesional, urmând ca prin asta să fie dezadaptată la toată viața personală. Deci merge până peste tot la viața persoanei. Diferența între burnout și depresie este că depresia este cauzată plurifactorial de mai multe lucruri care te înconjoară. Da? De exemplu, nu știu, divorțează soțul de tine, ai rămas în pană cu mașina și mai ieși amendă de la polițist. Da? Și te trezești că acasă nu mai sunt frigiderul și mașina spălat, că a plecat soțul cu el. Faci depresie. Da? În timp mai ales. E, la burnout este altceva. Burnout are o chestie, are un miez foarte parșiv în el. Și anume, tu îți propui lucrurile astea. Tu vrei să faci față. Tu ești prins în ele. Tu îți mobilizezi toate resursele, mai rezerve, ca să-ți iasă ție, pentru că ești convins că trebuie să faci bine. Și tot. Și de aceea, un simptom foarte interesant al burnout-ului este că nu lași pe alții să-ți facă treaba. Înțelegeți? Când ai observat că ai început să faci treabă și tu știi teoretic că și colega ta sau altcineva, sau medicul sau altcineva ar putea să facă treaba aia și chiar se oferă și nu-l lași, este primul indiciu că urmează să intri în burnout. Pentru că ai senzația că trebuie să ții tu mâna pe tot și să faci tu, repede și bine, ca să fii sigur că iese. Burnout-ul nu apare la orice personalitate. Cei mai expuși sunt cei cu personalitate obsesivă, cei care sunt ușor de sugestionat, de asemenea cei care nu au familie, sunt singuri și doar tot serviciu au la viața lor și se duc acolo să moară acolo. Ok? Și există niște precondiții ca să faci burnout. Și de asemenea, mediul profesional supramotivant, de obicei negativ, adică te sancționează dacă nu faci, nu-ți dă premiu dacă faci.
Când îți dă premiu dacă faci, mai există o compensație. Burnout-ul prin autoflagelare, adică prin autoimplicare pentru bani și pentru recompense, se instalează de 3 ori mai lent decât cel prin sancțiune. Înțelegeți? Și atunci, în afară de faptul că nu delegi, alte manifestări sunt. Apare insomnia. Insomnia arată așa. Seara stai și te gândești ce trebuie să faci a doua zi și ce ai făcut azi. Deci, în loc să te relaxezi pentru adormire, tu te ocupi tot de serviciu când, da? Tu te culci muncind. Înțelegeți? Și ăsta este un presindrom, un simptom de burnout. Un problem. Da? După aceea este faptul că ești irascibil la serviciu. Te ceri cu toată lumea. Da? Și nemulțumit. Și nu era așa. Aceasta iritabilitate este, de fapt, o luptă a sistemului tău psihic pentru a nu ajunge în depresie. Ori de câte ori veți vedea un om că este foarte agresiv, unii, mai ales bărbații, când sunt în faza asta, se apucă să bea seara sau vinerea. Mult. Da? Pentru că ei se luptă cu depresia. Adică faptul că ești nervos pe altcineva te ajută să nu fii supărat pe tine. Mă înțelegeți? Trebuie să dai pe cineva. Ești nervos cu fix persoana care te iubește mai mult. Mama ta, soțul tău, copiii tăi, ești nervos cu copiii acasă. Pe care, în mod normal, îi iubești. Da? Și când te descarci așa pe ei, este, asta arată că tu te lupți cu depresia. Componenta depresivă a burnout-ului. Ok? Și după aceea încep să apară problemele de somatizare. Încep problemele endocrine. Tulburări de ciclu la femei. La bărbați, numai au apetit sexual. Ce zice, e grav. Adică, ce? Adică e ăla care zice, și dacă mă așez în pat lângă nevastă, dar tot muncă e. Și nu trebuie tratat cu dispreț un astfel de om. Și nici bărbatul care bea, cum vă ziceam. Pentru că diferența între un bărbat care se tratează cu alcool și unul care este alcoolic, este că alcoolicul bea dimineața, la prima oră, că îi cere ficatul, știți, prin alcool de hidrogenază. În timp ce depresivul bea seara, ca să aibă și o satisfacție, ca să uite, da? Nu bea primul lucru dimineața. Și asta înseamnă că bea din cauze mentale, nu din cauze metabolice. Deci nu este alcoolic, este un depresiv care se tratează. Care e diferența? Nu ataci alcoolul. Pentru că dacă ai atacat alcoolul, înseamnă că ai scos medicația. Înțelegeți? Trebuie să înlocuiești medicația asta cu alta și să-l ajungi să conștientizeze ce e asta, ce se întâmplă cu el. Și ieri am avut doi pacienți de enorm de mulți bărbați de valoare care sunt în situația asta. Beau pentru că nu fac față. Ok? Bun. Și atunci am burnout. Când începi somatizările, bineînțeles că tu tragi de tine. N-ai dormit, tragi de tine, bagi cafele, bagi stimulente, bagi motivații, bagi diverse improvizații, încep să apară și celelalte forme de somatizare în afară de endocrine. Încep să apară ulcerele, încep să apară tulburările de vedere, încep să apară ischemiile, problemele de piele, somatizările cutanate și... Ce să mai... Acest lucru contribuie foarte mult la scăderea eficienței tale și mai mult. Și acum, care sunt soluțiile? Una dintre soluții este să faci ceva preventiv. Bineînțeles, nu? Ce să faci preventiv, domnule, să dai burnout? Când ăștia vor să faci treaba și nici salariul nu primești și mai sunt și acasă încă vreo 4 care te așteaptă cu limba scoasă. Păi ce ai de făcut este, în primul rând, să descarci, cumva. Okay. Să eficientizezi delegând și să descarci cum. Există o tehnică care se numește grup Balint. Este un ungur, cel care a format această metodă de interacțiune. Grupul Balint este folosit frecvent printre medici, care, de exemplu, în oncologie, în aceste specialități în care ești foarte descurajat, nu ai satisfacții prea multe, da? Și în același timp e multă muncă. Cum arată el? Și trebuie să existe grupuri valide și pentru asistente. Trebuie să existe un colțișor și niște minute. Luptați pentru asta. Ce răspuneți șefului de secție, că am zis eu. Se face așa. Vă așezați în cerc, pe scaune. Un ceai, o cafea, ce-o fie acolo. Nu vă trebuie mai mult de 20 de minute. Uneori și 3 minute e suficient. Dacă intră în rutină.
Și fiecare vorbește despre situația în care se află și ce simte. Față de pacienți, față de colegi, față de situații, față de propria persoană. Ai dreptul să spui ce simți profesional și personal legat de profesie acolo atunci. Dacă fiecare din oamenii ăștia din cer are ocazia să facă asta, după regula de brainstorming, nu atași ce a spus ăla. Adică Viorica spune, eu mă simt obosită când ce o colegă nu mă ajută, să sari și zice, cum fată, nu te-am ajutat eu pe tine azi? Ce-am făcut toată munca, fără de astea. Accepți ce a spus Viorica și spui și tu ce simți. Eu simt că ajut pe toată lumea, de exemplu. Ok? Și să vedeți când se întâlnesc astea două, că fiecare își dă seama cam pe unde se află. Pentru că altfel ai senzația că tu ești victima, ai senzația că numai tu muncești, ai senzația că nu e nicio speranță, că nu te înțelege nimeni, dar ai ocazia să vorbești, să te înțeleagă lumea. Deci grupul Balint este extrem de eficient, de simplu și de important. La început se face cu un mediator, cu un om care un moderator. Eu am făcut asta în pandemie, vreau să spun că numai prin secție de COVID am stat. Și am făcut-o cu toate echipele, și la Marius Nasta, și la secție de TBC care preluaseră cazurile de COVID. Și au învățat și au trecut foarte ușor peste problemele alea atunci. Că erau oamenii aia care, știți cum e, curgea apa pe tine non-stop. Și deci se poate face astfel încât tu să fii, să-ți păstrezi sănătatea mentală. Ok? De asemenea, un lucru care se face este anul sabatic. Și ce? Dom'le, m-am cărat. Dacă vreau să-mi schimb locul de muncă, iau o pauză și fac nimic. Pot să mă informez eventual despre noi oportunități, dar sunt liber. Ok? Un alt lucru care trebuie făcut este să faci un pic de psihoterapie. Măcar o ședință, două. Brief psychotherapy înseamnă 4 ședințe. Este foarte eficient, este la modă în ziua de astăzi, sunt specialiști care fac asta. Și vorbești cu cineva despre asta, din afară. De asemenea, există tehnici de relaxare. Tehnica Schulz, de exemplu, este trainingul autogen în care stai câteva minute pe un fotoliu și un minut poți să stai. Și lași privirea să ducă pe geam în depărtare, după aceea închizi ochii și după aceea îți relaxezi în ordine mușchii feței, în primul rând cei din jurul ochilor, orbicularii, plăpelor, după aceea șanțurile astea trebuie să se astea, nazul labiale, trebuie să se relaxeze, să se șteargă. Și asta se face dacă lași mandibula moale sau târne. Respiri pe nas, lași umerii jos să cadă, lași mâinile să fie grele, lași picioarele să fie grele și respiri cât să simți aer rece pe nări. Lent. Acest lucru are efect de cooler asupra creierului, pentru că venele din nas se răcesc, ele sunt cel puțin partea de deasupra buzei de sus, este în comunicație cu sinusurile venoase de la baza creierului. Ai răcit nasul, ai răcit și baza creierului. Și se răcește procesorul, știți? Și atunci funcționează mai bine. Ok? Și vedeți că sunt tehnici care pot fi folosite, dar cea mai valoroasă este asta de grup. Și trebuie să o faceți, în loc să fiți unii împotriva altora, mai bine să fiți împreună, într-o problemă. Ok? Întrebări. Da, sunt spitale care au în cultura lor așa ceva. Dar, din păcate, la ora actuală veți găsi undeva la 40% din secțiile de psihiatrie că știu să facă asta, dar alte secții, ăștia, chirurgia, de exemplu, ce bă, avem noi tine de astea? Păi, acolo, aruncă cu instrumentalul. Dar nu uitați ce vă spun, nu luați ca pe un demn la răzmeriță. Cereți. Cereți acest lucru, da? În bază sindicală, în bază de grup. Să fiți mai mulți care cer, că atunci e altceva. Cereți să aveți spațiul și timpul pentru așa ceva. Dacă nu, vedeți că dacă nu vi se crește salariul pentru chestia aia, acum la modă, bă, mie creștem salariul că eu o să mor pentru salariul ăla. Nu, dumne, nu merită să mor pentru niciun salariu. Ok? Merită să trăiești frumos și pentru asta trebuie să ceri condiții care nu costă bani în plus. În câteva minute și un colț undeva. Alte întrebări. Gata, mi s-a luat foame? Da. De obicei, la sfârșitul programului, pentru că lumea este, are detenta aia,
gata, plecăm. Și se relaxează puțin. Dacă îl întrerupe om din activitate și spui, ia o pauză forțată, am pățit asta în secția de COVID. Și singurul moment când am putut să-i adun pe toți a fost când se schimbau turele. Da? Și atunci este foarte bine, că și ei proaspeți, și aia proaspeți, îi văd pe aia cât de obosiți sunt, și ăștia obosiți îi văd pe ei cât de proaspeți poate să fie și ei. Și atunci e foarte util să faci asta cu ambele schimburi, nu doar cu ăla care iese. Dar este bine să fie ori la schimb de tură, ori la sfârșitul programului. Că la început sau în timpul programului, oamenii sunt prinși în ceva și nu pot să lase pending chestiile. Nu las din mână că sunt prins. Gata? Ok. Da, știu. Întotdeauna când vorbesc de chestia asta, mi se spune, nu avem timp, nu se vrea. Ce aia nu se vrea sau nu se face? Noi facem. Există persoane. Asta e o expresie impersonală. Nu se vrea. Mamă, ce expresie, nu? Ce se vrea singur? Noi trebuie să vrem. Exact. Dacă vrei, poți. Da, exact. Și atunci ne adunăm și facem asta. Ne adunăm și cerem asta. Nu unul singur, că e luat de nebun. Împreună. 3, 4, 5. Uite, vreau să vă spun ceva. Când am făcut eu specializarea în neuropsiatrie infantilă, ce să mai... Îi se pusese pata lui Bogdan Marinescu, care era ministrul sănătății, că se separe specialitățile. Și le-a separat. Psihiatrie infantilă, neurologie infantilă. Dar noi făcusem toată specializarea pe amândouă. Și... eu eram nebun atunci, vă spun sincer. Aveam o unghie roșie, mojă, pe care o foloseam pentru câmpul vizual la copii. Că nu mai stau cu alte obiecte, pac, așa. Și umbla vorba prin spital cu o stele, până stau umblă cu mojă pe deget. Și am spus, băi, dacă noi am muncit pe astea și vrem să avem specialitatea asta, ambele specialități acum, hai să mergem la ministru. Că nu, exact cum am zis, nu merg eu acolo cine. Nu vreau ăsta, nu se vrea. Zic, hai măcar să facem hârtia asta. Am făcut eu hârtia memoriu. Semnez? Da, semnez. Au semnat. Pe care am luat. E semnătura aici. Ți-o asum? Da. Hai, vină în coace. Și ne-am dus pe Bogdan Marinescu. Avea două ieșiri. Adică avea intrare și ieșire prin spate la cabinetul ministrului. Că așa e strategic. E secretar în față și zice, a plecat domnul ministru. Păi cum? Că era înăuntru. A plecat pe partea alaltă. Dar noi aveam oameni și în partea alaltă. Și a fost 30 de inci pe cabinetul Bogdan Marinescu și după masa la 4 aveam semnat pe ordinul de ministru. Că se acceptă pentru promoția asta ambele specialități, ca derogare. Deci lupți. Okay? Lupți. Împreună. Okay? Da. Până la urmă se face. Se face. Dacă se găsește un potrivit să-i mobilizeze și pe el alții. Bun. Alte întrebări. Gata? Să știți că a fost o plăcere să vă văd azi. Și vă doresc practică frumoasă, nu doar în Germania, ci și... Uite, gândiți-vă și la oamenii noștri, da? Și ei sunt foarte interesanți ca pacienți. Okay? Și de-abia aștept să-i mai vedem. Da? Un weekend frumos! Și sper că vom avea parte și în viitor de dumneavoastră și la alte evenimente. Mulțumim tare mult! Și ați publicat acum recent o carte, nu? Da, pe care o cu Harta Femeii. Da. Deci ultima apariție a domnului doctor Harta Femeii. Să vă lămuresc, că iar un titlu ciudat. Este pentru bărbații misogini. Nu este pentru oameni. În continuare, noi am urmărit, am văzut mai devreme filmulețul acela despre școală, cu realizările școlii.
Acum, pentru că ne apropiem cumva de finalul acestui eveniment, dar mi se pare normal să invităm pe câțiva dintre foștii profesori să ne dea niște mărturii live a experienței lor în această școală. Un om deosebit, un om foarte iubit și stimat de multe generații de asistenți medicali, prin care școala de altfel s-a identificat timp de, eu știu, cred că mai bine de 20 de ani de acum, este doamna Puiu Victoria. Mulți spuneau că ei merg la școală la doamna Puiu. Ei nu spuneau că merg la școală la Caral Dovira, mergeau la școală la doamna Puiu. Școala datorează enorm contribuției aduse de doamna Puiu. Ați remarcat-o probabil și în filmulețul anterior pe doamna Puiu. Sigur, anii au trecut peste noi între timp. A iubit foarte mult profesia de asistent medical și a încercat să-i însufle această dragoste la aproape 20 de generații de elevi. V-au trecut prin mână, doamna Puiu. Noi dorim să vă asigurăm de recunoștința noastră și știu că atâția foști absolvenți ai dumneavoastră, care acum sunt cadre active în Spitalul Onești, vorbesc cu foarte multă dragoste, respect și sunteți dată ca exemplu de profesionalism în ceea ce înseamnă pregătirea unor asistenți medicali. Vă invit aici pe scenă pentru a ne spune câteva cuvinte și din partea noastră, să zic așa, o modestă, umilă diplomă de onoare pentru contribuția pe care ați adus-o școlii. Vă aștept! Mulțumesc și sunt mândră că am luat nou-născutul, școala, pas cu pas, cum se spune astăzi, până a ajuns la maturitate și mă bucur de prezența și de modul de comportare și de vestea care s-a dus despre această școală post-liceară sanitară. N-are rost să încep să mă vait. Vai de mine, ce-am mai muncit. Toată lumea a muncit în felul ei. M-am dăruit cu dragoste și cu tot ce am crezut eu că este bine să ajut să iasă o asistentă care să facă față tuturor timpurilor și evoluției vieții. Sigur, am insistat, am învățat și eu foarte multe. Am fost, să zic, în pionerat ca primă asistentă medicală și am întâmpinat extraordinar de multe greutăți. În școală am participat la toate controlele, la toate examenele. Am încercat să învăț concomitent cu dumneavoastră. Am încercat și am pus întotdeauna ca prezență persoana îngrijită. Mulțumesc domnului doctor Andrei, a spus niște lucruri foarte importante, foarte importante. Nu mă repet, dar trebuie să înțelegeți pacientul și să lăsați durerile dumneavoastră la domiciliu. Colaborarea și antrenarea pacientului, știți și dumneavoastră, face foarte mult în toate activitățile pe care îi revin acestuia. Ce nu mai încerc să fac un nursing, dar țin să felicit toți asistenții care lucrează în toată lumea, inclusiv fiica mea care este asistentă în Canada,
de comportare și pentru vestea care vi s-a dus cât sunteți de minunați și de devotați. Nu încerc să-i număr, sunt foarte mulți, foarte mulți. Dacă dumneavoastră n-ați fi fost să faceți parte din colectivul școlii, nu ar fi fost, noi nu putem ca persoană, eu individual, nu puteam să fac absolut nimic dacă nu erau în jurul nostru acești oameni minunați care v-ați sacrificat. Erați, în perioada unii erau cu copii acasă, soții gravide, salariați, veneau cu sufletul la gură și au încercat să-și însușească cunoștințele despre această profesie minunată. Deci, încă o dată, insist, și doamna Chicea știe, și deci omul este o unitate individuală, unică în univers. Așa trebuie să ținem minte. Noi trebuie să tratăm omul pe fiecare în parte și nu să considerăm că este bolnav, are aceeași boală ca și ceilalți. Vă mulțumesc mult și vă iubesc și vă urez multă sănătate, succes și să mergeți în continuare. Felicit, felicit din suflet comitetul și profesorii care lucrează în ziua de astăzi, pentru că efortul pe care îl fac din afară este foarte ușor, dar în interior să fii în miezul problemei este foarte greu. Felicitări și ați fost de înaltă ținută și vă mulțumesc. Vă mulțumesc că Dumnezeu mi-a dat zile să particip la această aniversare. Într-adevăr, 20 de ani am muncit în școală, o parte eram și salariată la spital, dar am venit cu dragoste și am insistat încă o dată, vă rog să înțelegeți, ca asistenta să aibă personalitate. Nu știți de-a lungul timpului prin câte munci caudine sau cum să vă mai spun, ce muncă decisiv s-a dus cu fiecare în parte și cât am fost noi de desconsiderați la început. Zicea că suntem cu nasul de ceară, în fine, treburi dintre astea care poate nu le meritam. Am fost între primii asistenți care am ieșit din țară. Și ca să vă mai spun și eu încă o poveste, ca să nu rămân așa, am fost primul director de îngrijiri pe județ. Și asta este tot. Și-a pierdut aplombul de cadru, este acolo. Da, dânsa probabil când preda auzeau și următoarele două stări de alături ce se întâmpla. Nu știu dacă mai avem în sală acum pe domnul doctor Zeno Măran, dacă este. Aș vrea să îl invit acum alături de mine pe domnul doctor Bandea. Domnul doctor Bandea s-a făcut anunția pe domnul Cristian Andrei, a făcut aluzia de chirurgie. Am zis, Doamne, sunt atâția chirurgi aici, am uitat să spun. Zic, poate aruncă cu instrumentele spre el. Dar nu s-a întâmplat, normal că nu. Domnul doctor Banda s-a alăturat echipei în 2014, dacă vă vine să credeți. Noi suntem recunoscători că cu fiecare nouă generație care intră, confirmăm în fiecare an, îl întrebăm dacă dânsul dorește să continue să vină să predea și de fiecare dată ne-a spus că da, dorește să rămână alături de noi și o face în continuare cu conștiinciozitate, cu meticulozitate, cu interes, cu exigență, în stil chirurgical, da? Și cu atât mai mare este, să zic, aprecierea noastră, cu cât știm că partea financiară a ecuației nu este nici pe departe ceea ce noi ne-am fi dorit să fie, sau să avem putința să fie. Mulțumim tare mult, domnul doctor, că ne sunteți alături și vă invităm pentru câteva cuvinte. Mulțumesc! Bună ziua! Ați spus foarte multe cuvinte despre mine. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei profesor Alurică pentru invitația de acum 10 ani
este temelia la prezența mea aici. De 10 ani, viață pentru viață, în cadrul familiei Carol David la Onești. Și ca să spunem chirurgical, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Familia Carol Davila este o familie frumoasă, care crește în fiecare an și se vede în sala acest club. Și nu pot să spun decât la mulți ani, Carol Davila Onești, și succes pe mai departe. Mulțumesc încă o dată! Prezența. Invit acum pe doamna asistent medical Gabriela Țăru. S-a alăturat școlii în anul 2009 și de atunci este colega noastră. Ne face o mare și imensă bucurie să vedem o astfel de dedicare și continuitate în activitatea dânsei alături de noi. Ea a trecut deja prin mână 14 generații de elevi. Trăiește schimbările de generații alături de noi și știm eforturile pe care le face pentru a rămâne, cum să spun, pentru a rămâne un dascăl relevant și actual. Da, așa este. Generațiile se schimbă de la an la an, așteptările se schimbă de la an la an și încerci să găsești calea de a putea transmite și comunica cu noile generații. A avut o contribuție extraordinar de importantă în formarea echipei Carol Davila, așa cum ați auzit că am menționat, Roxana Dăscălașu este parte a echipei Grație Dânsei. Pentru asta și pentru foarte multe altele, Gabi, ți-ruți mulțumim! Bună ziua, vă spun, cu respect și cu drag. 30 de ani, Carol Davila, înseamnă să privești cu mândrie în urmă și cu mare încredere în viitor. Eu cel puțin așa privesc. Știm că educația, școala, are rolul de a forma o cultură solidă, de a crea atitudini pozitive și, în cazul nostru, de prinderi de specialitate, îmbinând știința și intuiția, îmbinând creativitatea și experiența și nu în ultimul rând, îmbinând credința cu dragostea față de semenii noștri. Activitatea didactică desfășurată de-a lungul timpului prin conținuturile și strategiile de lucru propuse de profesorii școlii Carol Davila, profesori care sunt dăruiți cu cunoștințe vaste, cu talent și cu o experiență bogată, profesională în activitate de spital. Au reprezentat toate acestea un instrument benefic, important, pentru instruirea, așa cum ați spus, a câte generații, 20, cel puțin din partea mea, de viitori asistenți medicali, de colegi actuali, care cu mândrie ne-au fost ca un CV, atât în școlile, în unitățile din județ, cât și din afara țării. Eu n-am mai ținut cont, dar la un moment dat știu că dădeam foarte multe recomandări, mai ales pentru și pentru a accesa un job în afară. Nu ne rămâne decât să ne dorim ca această școală să reprezinte și pe viitor cea mai importantă școală care să șlefuiască viitorii noștri colegi, să le șlefuiască inteligența, personalitatea și mai ales abilitățile practice, de care mulțumim doamna Puiu, beneficiem chiar și noi, și să îi punem valoare, să-și găsească mereu
resursele, motivația pentru care vin la această școală, poate la început mai timid, neștiind de ce sunt aici, poate cu niște obiective foarte bune, dar pe parcurs sunt convinși că și-au dat seama și cu ajutorul nostru și al echipei Carol Davila că aceasta ne este menirea. Felicit conducerea acestei școli pentru tot ce s-a realizat în acești 30 de ani. Și personal vă mulțumesc pentru familia Carol Davila și pentru formarea mea didactică. La mulți ani, Carol Davila! Da. Invit acum un alt cadru care s-a alăturat tot în anul 2009, la fel ca doamna Gabriela Țăru. Și asta a făcut-o la recomandarea doamnei Gabriela Țăru. Este vorba de Dana Niculescu. Mulțumim, Dana Niculescu, pentru că că ai avut voința și dorința să crești alături de noi. Dana Niculescu, o parte dintre noi s-a cunoscut-o, a fost profesoară, este o perfecționistă, este un om meticulos și cunoscută în rândul echipei Carol Davila ca fiind cea academică. Dana, mulțumesc mult pentru acest moment aniversar la care sunt onorată să particip. Mulțumesc pentru laudele prea multe și prea încărcate, așa, ca să-mi sporească mie emoția. Vreau să vă spun că n-aș putea să mă apuc să număr sau să enumăr momente importante în activitatea mea în această școală. Gândul se duce în urmă cu mai mulți ani, anii chiar nu mai contează așa mult, când am pășit pragul școlii, am fost primit în cadrul colectivului didactic, cu mare emoție, emoție pe care o resimt și acum, emoție pentru încrederea care mi-a fost acordată, cu teamă că meseria de dascăl nu înseamnă doar să transmiți niște informații. Și primul lucru care mi-a venit în minte a fost entuziasmul pe care eu îl aveam la momentul respectiv și îmi place să cred că încă îl mai am, entuziasm pe care să reușesc să-l transmit elevilor în așa fel încât niciodată să nu se gândească că este o povară să faci această meserie. Și nu în ultimul rând am pășit pragul și cu speranță, cu speranță că probabil voi adăuga câte puțin în formarea fiecărui viitor asistent medical și în felul acesta, această meserie o să fie ceva mai complet realizată sau privită. Fără îndoială că sunt și bariere, sunt și piedici în tot acest parcurs. Nu cred că am stat să mă gândesc foarte mult la acest lucru. Probabil că entuziasmul a fost cel care a realizat de fiecare dată un nou început. Vă mulțumesc din suflet, mă simt foarte onorată, repet. Și consider că acest moment aniversar este unul extrem de reușit, mai ales dacă stau să mă uit la dumneavoastră și să regăsesc foști elevi, actuali colegi și nu în ultimul rând tot ceea ce a însemnat școala și înseamnă pentru oraș, pentru țară. Îmi place să cred că am o inimă care a bătut și în școală, și în spital, și acasă. Și vă mulțumesc! Mulțumim tare mult, Dana!
Povestea centrului Moinești a început în 2012 și a început cu colega noastră, Adriana Hazapariu, care ne este colegă și acum. Adriana, te invit aici alături de mine. Au trecut 10 ani, 10 ani și evident 10 generații care ți-au trecut prin mână. Mulțumim tare mult pentru contribuția adusă și ai fost pioniera de la Centrul Moinești. Da, așa este. Sau domnului director îi place să spună că am fost omul de început. Nu prezint. Da. N-aș putea spune că a fost ușor atunci când am început activitatea și m-am alăturat pe care am dat de la în 2012. Pentru că activitatea din spital îmi ocupă mult timp și îmi consumă multă energie și cei care nu sunt colegi știu. Având și funcție de conducere, fiind asistent șef și făcând practic muncă numai zilnic, zi de zi, au fost pași grei la început, dar zic eu, făcuți ferm. Astăzi și nu numai astăzi, în decursul anilor, nu se întâmplă zi să trec în spital și să nu mă întâlnesc cu foști elevi care astăzi ne sunt colegi. Și ne sunt colegi și în secții destul de grele, cu activitate intensă. Dacă stau bine și mă gândesc, cred că în CPU avem 6 absolvenți din anul. Sunt 4 băieți și 2 fete. Sunt și în bloc operator și în chirurgie și în alte secții. Deci cred că pot să ies la pensie liniștită. O să fiu pe mâini bune când vin, da, la bloc operator. O să fiu pe mâini bune când o să vin la CPU. Și dacă sunt și în sală, îi felicit. Sunt absolvenții mei preferați din școală. Mulțumesc! Mă bucur să fiu astăzi la acest eveniment. Frumos organizat. Știu că în spate este multă muncă. Felicitări organizatorilor și la mulți ani, Carol Davila. Am să o invit acum pe doamna director să facă o strigare scurtă a colectivului de profesori, pentru că noi am invitat doar câțiva, au fost special profesorii de începuturi. Dar în schimb avem gândurile noastre merg către toți care au făcut și fac parte din echipa Carol Davila și avem diplome de onoare pentru fiecare dintre ei, numai că acestea le vom acorda în a doua parte fizic vorbind, dar acum vom face cel puțin strigarea. Dacă nu s-a auzit, la vârsta mea este nevoie să fiu susținută, dar trăind printre voi toți tineri, frumoși, speciali și mai ales în sistemul medical, normal nu trebuie să cedez. Am să aduc o completare, cred că nu s-a spus. Absolvenții noștri care au primit acele diplome, diploma aniversară pentru alumnii, să știți că nu am pus numele, pentru că nu știam cine vine, cum vă numiți, motiv pentru care vă rog fiecare dintre voi, ajutați-ne, puneți-vă numele acolo și păstrați-o dacă voi o iubiți. Noi am făcut-o cu toată considerația ca o amintire pentru absolvenții importanți. Să o aveți, dacă vreți, în portofoliul vostru. Deci, fiecare știți cum vă numiți, vă puneți numele și prenumele, sau întâi prenumele și numele. Suntem foarte bucuroși să spunem că în continuare vom acorda diplome. S-a anunțat
anunțat aici, diplomele nu le vom mai da în cadrul acesta, ci în partea cealaltă, unde ne vom întâlni cu tot corpul profesoral, de altă dată și de astăzi. Și am să încep prin strigarea domnilor, doamnelor și domnilor doctori. I-am luat în ordine alfabetică, deja cred că unii dintre dumnealor nu mai sunt aici, dar îi voi nominaliza din respect pentru tot ce a însemnat pentru școală. Viorel Apăvăloaie, Raluca Bărăceanu, domnul doctor Adrian Brânzaniuc, doamna Cătălina Bunea, domnul Gheorghe Cioban, domnul Dan Ciobanu, doamna Elena Cucoreanu, doamna Nadia Gut, domnul Iuliu Ionaș, domnul Lucian Nițescu, care a făcut parte din colectivul didactic cam de prin 1993 și până astăzi încă îl avem ca profesor. Și mai nou, doamna Rodica, mai nou, dar nu chiar atât de nou, doamna Rodica Tărcuță. Îmi pare rău, nu v-am pus ultima decât din rațiuni de alfabet. Ca să respectăm, eu știu, comentarii de ce e primul, de ce este, eu știu, unul mai important decât altul. Pentru noi toți sunt și au fost importanți. Doamnele farmaciste, sunt mai multe, dar parcă ne-au confirmat și nu mai știu dacă se mai găsesc aici, doamna Rodica Bogus, doamna Costina Codobre și doamna Manuela Sandu. Apoi, doamnele și domnul asistent medical, este vorba de doamna Rodica Suceveanu, doamna Viorica Pop, doamna Mirela Zugravu, de la Moinești, sigur, mai sunt câteva persoane care au predat acolo, dintre asistenții medicali, dar dumnealor au fost cele mai consecvente, o așteptam azi pe Mariana Bran, vă rog să-i transmiteți regretele mele că nu se află aici. Era deja pensionară și putea să vină. Doamna Cristina Turcu, deci pe Cristina nu știu dacă să-i spun că este doamna asistentă sau doamna profesoară de română, căci ea are și școală post-liceală, a fost acolo când noi am avut nevoie de ajutorul ei. Doamna Dorica Lăcătușu, doamna Zâna Dorhoi și, dacă nu știați, doamna Oana Barna este și ea asistentă medicală sau și asistentă medicală pentru că face foarte multe contabilitate. Eu știu câte cere o școală. Și asta din rațiuni pe care cândva au mai fost ușor pomenite aici, încercăm să fim multilaterali din motive financiare. Nu putem să ne extindem pentru că nu e așa, am fi rămas fără absolvenți în condițiile actuale financiare. Poate unii dintre voi au auzit spusele mele în întâlnirile noastre de la școală și atunci spuneam cu tot sufletul meu sau cu toată încercarea mea de a convinge că profesorii care vă sunt în fața voastră vin aproape pro bono, pentru că niciodată n-am reușit să plătim atât cât s-ar fi cuvenit.
Pentru asta trebuie să le mulțumim și să îi aplaudăm. Sunt câteva nume de medici sau asistente care nu s-au auzit. Sunt cei care au primit deja diplomele aici, ceilalți urmează să le primească. Sigur, spuneam că există de... Oare am scăpat-o pe doamna doctor Coman? Raluca este aici. Da, Raluca a fost foarte mulți ani alături de noi, îi mulțumim, dar și sper că ați văzut-o ce profesoară carismatică este și ce ore frumoase făcea. Ne întoarcem la cel mai special asistent medical al nostru, domnul Vasile Sprințăroiu. Da. Este cam singurul bărbat asistent medical. Vasile este cu noi din 2010-11, nu confirmăm, Vasile. Din 2010, iată, trebuia să facem încă o festivitate și să-i spunem la mulți ani, pentru că ieri a fost ziua dumnealui de naștere. Și încă un la mulți ani pentru doamna Diana Hazapariu, pentru că mâine este ziua dumneavoastră de naștere. Rămâne să ciocnim la tavernă. Școala nu se putea desfășura fără fără profesori. Lista este destul de specială, destul de lungă. Doamna Irina Ifrim, doamna Lidia Buna, doamna Gina Azmațuchi, doamna Raluca Ciobanu, Ana Maria Pușoiu, Mihaela Predoiu, Adriana Ciobotar, Oana Zaharia, Irina Casămândră. Și cum învățământul se face în familie, Vasile Casămândră. Și nu pot să nu o menționez pe doamna Mihaela Mari și am văzut-o pe Mihaela, n-am reușit să ne salutăm, sper că n-a plecat. Așa, îi mulțumim doamnei Mihaela Mariș. Este profesor de anatomie din 2012 și sperăm să ne rămână. De asemenea, aducem mulțumiri doamnei Maria Bălan, economist. Este cea care ne-a avertizat de fiecare dată cu problemele. Este acolo doamna Bălan. Sunt foarte simpatici economiștii. De fiecare dată îți spune n-ai voie să faci asta pentru că nu se poate. Și am avut în dese rânduri, știu eu, discuții constructive până la urmă, pentru că întotdeauna se întâmpla să aibă dreptate. Pentru că pentru mine capitolele într-un buget le confundam cu capitolele dintr-un roman. Știți că sunt, e o terminologie identică. Doamna Maria Bălan a lucrat mai mult de 15 ani ca și contabilă școlii, dar și a casei de cultură. Aducem mulțumiri doamnei doctor Oana Secară, care a fost în repetate rânduri aproape de noi, doamnei Ana Maria Băncescu, care este șef la CPU, după da, filmul când îl dai? Așa, o să vedeți. Este una din cele mai speciale persoane, cel mai bun mentor, cel mai bun susținător al elevilor noștri în practică.
Suntem încântați pentru tot, sau voi trebuie să fiți încântați pentru tot ceea ce face, pentru a putea deveni bun, mai bun și din ce în ce mai bun. Aducem mulțumiri pentru două doamne, se numesc Dana Marinescu și Brândușa Gugu, erau aici, sper că vă vedem acolo. Împreună am derulat un proiect POCU, activ pe piață, cum e? Activ în practică, activ pe piața muncii, foarte important proiect. Unii dintre voi îl cunoașteți în ce a constat. Mulțumirile noastre se îndreaptă și către asistentele medicale Simona Dima, Maria Duță, Cristina Pătatu, tutori în cadrul proiectului. Ceea ce știu este că eu am fost dirigintă, Cristina este aici, sau o țineți în chirurgie, domnul doctor? Așa, a fost dirigintă Cristinei Pătatu. Eu am început la Carol Davila din 2006, iar primul obiect pe care l-am predat era pedagogie. Pentru că, pentru cine nu știe, domeniul nostru se numește sănătate și asistență pedagogică. Pentru că fiecare dintre noi, dintre voi, care veți deveni asistenți medicali, aveți sarcina să dezvoltați, să formați profesional alți și alți asistenți medicali. Mai am aici doamna economistă Izabela Zgăvârdici și am să închei prin a mulțumi tuturor celor care gândesc că un pic de ajutor pentru școala sanitară, pentru ele este foarte important. Nu știu dacă ar trebui să spun lucrul ăsta, dar tot ceea ce facem și am făcut timp de 30 de ani a fost mai mult afectiv decât privită ca un business. Pentru că de fiecare dată se gândește, a, este o afacere. Învățământul în forma aceasta, sau mai exact la costurile acestea, nu sună a business. Vă invităm între colectivul de profesori și invitații speciali să ni se alăture partea a doua a evenimentului la restaurantul Trotuș și sala Taverna. Avem într-adevăr un filmuleț surpriză pregătit, este o colecție de testimoniale culese atât din spital cât și primite de la foști absolvenți. Un fel de testimonial sunt surpriză în special pentru cei care au făcut parte din stafful școlii. Însă chiar înainte de a da drumul la filmuleț, aș vrea să ascultăm la un testimonial live. Avem un reprezentant din partea elevilor, pentru că cumva aș vrea să pun Moineștiu în valoare, pentru că are de ce să pun mulți elevi valoroși de acolo. Am să invit pe o fostă absolventă, este de fapt proaspăt absolventă, este vorba de Silvia Dăscălițe, este unul din elevii foarte buni pe care noi am apreciat foarte mult. Iar faptul că i-a avut niște performanțe foarte bune în școală, s-au văzut că imediat după ce a încheiat, a mers și a câștigat la un concurs la spital. Ia, avem și ne-am rezervat plăcerea să-ți oferim diploma alumnii aici. Bună ziua tuturor! Mă numesc Adăscăriței Silvia și sunt proaspăt absolventă a Școlii Post-Liceare Carol Davila. În prezent profesez ca și asistent medical generalist la Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Mă simt privilegiată să mă aflu astăzi aici printre dumneavoastră și să pot felicita această instituție de învățământ cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființare. Cred că prin minunatele dumneavoastră cadre didactice ați reușit
să pregătiți generații întregi de asistenți medicali, care cu siguranță astăzi vă sunt recunoscători și vă recompensează prin faptul că vă aduc cinste în instituțiile de învățământ, în instituțiile în care profesează. Scuzați-mi emoțiile. Pentru mine personal, școala post-liceală Carol Davila a reprezentat la început o provocare. A continuat mai apoi ca un pas curajos spre împlinirea unui vis și s-a finalizat cu o recompensă uriașă, profesia de asistent medical. Este mare lucru să pot pune în practică toate valorile fundamentale insuflate de dascări în perioada orelor de curs. În cei 3 ani de studiu ne-au călăuzit pașii, medici, asistenți medicali, dar și profesori, ne-au învățat să fim oameni, să ne dăruim oamenilor. În încheiere, doresc viață lungă acestei instituții de învățământ, inspirație și putere de muncă dascălilor, dar și conducerii. La mulți ani, școala post-liceală Carol Davila și la cât mai mulți absolvenți de calitate. Vă mulțumesc și-mi scuzați mult! Mulțumim tare mult, Silvia. Normal să fie emoții. Am să dăm acum la o parte pupitru, închidem și vom urmări filmulețul cu testimoniale chiar înainte de a încheia. Școala Carol Davila mi-a oferit totul. Am urmat școala, dar nu cu neambiții. Lucram în spital ca brancardier și am întâlnit o colegă care era foarte ambițioasă și mi-am spus, dacă această doamnă poate, pot și eu. Sunt a 3-a promoție a școlii Carol Davila. Școala Carol Davila împreună cu spitalul mi-a oferit totul. Sunt poate unul din puținii asistenți care am avut șansa și bucuria să parcurg etapele acestei profesii. Am fost asistent debutant, asistent plin, asistent principal și cu foarte multă muncă am condus 4 ani de zile, am fost asistentul șef pe spital. Care a fost cea mai frumoasă experiență la școala sanitară Carol Davila? Cea mai frumoasă, mai plăcută și care mi-a rămas în memorie, la modul plăcut, a fost o acțiune de ajutorare în perioada Crăciunului, de ajutorare a persoanelor vârstnice, o acțiune inițiată de către doamna Puiu, Victoria, pe care o salut și o respect, și de care mi-aduc aminte cu mult drag și cu mult respect, în primul rând. O salut și o îmbrățișez cu tot dragul. Ce a însemnat Carol Davila? E o școală frumoasă, o școală care face oameni frumoși, care face asistenți frumoși, buni, pregătiți profesional, o școală de care am luat aminte de plăcere, o școală la care am făcut și cursuri de revalorizare și au fost frumoase, au fost interesante, o școală care are și acum absolvenți și viitori, de fapt, încă nu au absolvit, care vin și fac practică la noi și demonstrează bine ceea ce fac acolo și ele bine. Noi așteptăm mereu. Cât de greu a fost la școală? La școala Carol Davila? Depinde din ce punct de vedere privești. Dacă vrei să înveți și vrei să te implici, totul pare destul de simplu. Aș adăuga față de colegi că ai nevoie de foarte multă empatie, să fii un suflet mare,
să înțelegi nevoile cu adevărat ale oamenilor, indiferent pe ce secție lucrezi, să poți să te pui cumva în locul lui. Nimeni nu vine de plăcere la un spital, nimeni nu vine de plăcere la operații, nimeni nu vine de plăcere nici la urgență, nici nicăieri. Poate la neonatul, mamele nasc și nu știu ce. Dar pentru tine, ca om, ca și asistent, trebuie să ai un suflet mare. Să știi să fii aproape de om, să-l ajuți când are nevoie. Și din punctul ăsta de vedere, școala s-a remarcat prin niște asistenți, doctori, profesori, care au fost deosebiți ca și oameni, fiind tot din rândul spitalului, care s-au lovit de problemele astea, care ne-au învățat, indiferent pe unde intri, Cezar, dacă te dă pe ușa afară, intri pe geam. Dacă te dă pe geam, intri pe ușă. Totdeauna am știut să ne implicăm pe orice secție, că a fost psihiatrie, neonatomit, că n-am fost decât puțin. Dar pe orice secție am fost, pe neuro, pe chirurgie, bloc operator, unde a fost atras cel mai mult de partea, am văzut ca o ultimă redută înaintea absolutului, ca să zic așa, și am lucrat cu niște oameni minunați, chirurgi minunați, care o parte din ei, poate nu mai sunt printre noi și asta, dar de la care am avut de învățat câte puțin de la fiecare. Școala ne-a ajutat prin ceea ce ne-a implementat, bucățică cu bucățică. Nu zic că a fost ușor, a fost greu. O parte din noi am făcut-o la o vârstă mai avansată. Și putem spune că nu ne-a venit ușor. Am avut alte meserii la bază, care informaticieni, care design, care nu știu ce. Dar ne-am implicat. Dacă te implici, reușești. Dacă nu, e mai greu. Trebuie să tu să vrei, nu să te împingă cineva de la spate. Dacă vrei împins, niciodată nu reușești. Consider că această școală mi-a deschis un drum minunat spre profesia pe care mi-am dorit-o toată viața. Adică când eram mică, am simțit că nu este un mediu unde doar se învață. Am simțit un mediu familiar, în care profesorii ne-au fost aproape. Pe această cale, atunci, în perioada în care am profesat, am învățat, au fost niște profesori care mi-au fost la suflet. Și în ziua de astăzi vreau să le mulțumesc nominal doamnei Victoria Puiu, care mi-a fost și dirigintă și pentru care am un respect deosebit. Doamna Gabi Țâru, care a fost un profesor deosebit și atunci, la vremea respectivă, ne spunea întotdeauna: vreau să învățați, vreau să conștientizați că veți fi colegii mei și ceea ce în viitor s-a întâmplat, să fiu colegă cu doamna Gabi Țăru, care este un om minunat, doamna Dăscu, care ne-a insuflat niște principii și nevoile fundamentale ale pacientului, de ele au fost implementate. Mulțumesc doamnei Gina Hazmățechi, care ne-a fost un psiholog deosebit. Dragi colegi și dragi elevi, în anul 2011 am absolvit Școala Sanitară Carol Dacula din Onești, unde, cu succes, în urma formării mele ca și asistent medical, am fost angajată în cadrul Spitalului Municipal din Onești în anul 2012. Mi s-a oferit de asemenea șansa, de altfel, de a iniția noi cadre medicale alături de cadre didactice ce m-au format, ajutat să devin un asistent medical competent, ce poate îmbunătăți îngrijirea pacientului alături de voi, conform cerințelor sistemului sanitar românesc, cât și cel al Uniunii Europene. Mă bucur că am avut șansa, de asemenea, de a coordona alături de voi generații de elevi cu care ne putem mândri atât în România, cât și în regatul Unitat Marii cu Britanii. Mulțumesc tuturor celor ce m-au inițiat, format în arta de asistent medical. La momentul actual pot să vă spun că lucrez ca asistent medical în cadrul unei clinici private din Londra, de oftalmologie, cu oarii de lucru în combaterea cataractei. Vă doresc tuturor la mulți ani și la mai multe realizări minunate în formarea de generații de asistenți medicale. Cu drag vă salut de aici, din Londra, Ana Maria. Bună ziua, numele meu este Cătălin Rachiru, colega mea, Cristina. Încercăm
să fim un model pentru generațiile viitoare. Asta este un mesaj pe care vreau să-l transmit celor care vor cu adevărat să facă, să îmbrățișeze meseria asta, pentru că dacă nu ai pasiune, dacă nu faci cu dăruire, dăruire plenară, altfel nu îți iese. Deci dacă nu faci ceva cu drag, nu îți iese. Sunt un absolvent al Școlii Sanitare Post-Liceale Carol Davila, București, filiala Actinonești, promoția anului 2000. Vreau să încep prin a mulțumi, în primul rând, fondatorului Școlii Sanitare Post-Liceale Carol Davila, domnul profesor Teodora Dobricăi, pentru mine, dar cred că și pentru mulți alți colegi, ex-colegi de-ai mei, dacă nu era acest om să înființeze această școală, probabil în ziua de astăzi, mai nu vorbeam, nu exista nici acest mic interviu, ca și mulțumire față de Școala Sanitară. Mare, dar mare plăcere era să particip la cursurile domnului profesor Dr. Măran Zeno și a Provăloaie Viorel. Sunt niște oameni deosebiți, cu tact pedagogic deosebit. Și sunt sigur că nu îi voi uita niciodată, cum sunt sigur că și foarte mulți alți elevi din aceea, din dumneavoastră, erau profesori la Școala Sanitară, nu vor fi uitați niciodată. Am continuat să țin legătura cu Școala Sanitară din Onești, o legătură deosebit de constructivă, de frumoasă, realizând trei proiecte europene Erasmus, unde am cunoscut colegi, studenți, cu care m-am mândrit enorm aici, în Italia, cu ei și am creat o imagine, într-adevăr, de profesioniști. Am făcut parte din prima generație a domnului Vasile Sfințeroiu. Am învățat multe lucruri alături de dânsul și el alături de noi. Și am făcut parte și din prima generație care a făcut o experiență în afara țării. Am fost plecați împreună cu profesorii noștri, cu domnul Vasile Sfințeroiu, cu doamna Gavețelu, doamna Niculescu în Italia, la o schimb de experiență într-un așezământ de psihiatrie și a fost foarte frumos și am învățat multe lucruri interesante și care ne ajută în activitatea noastră. Care a fost profesorul favorit? Domnul Vasile Sfințeroiu, că a fost alături de noi tot timpul. El a terminat Școala Muzicală Sanitară Carol Davila în anul 2019 și cea mai frumoasă experiență la care am participat eu a fost proiectul Erasmus, un proiect prin care am fost în Italia timp de 2 săptămâni la o clinică psihiatrică și pot spune că a fost și cam singurul meu contact cu pacienți psihiatrici și a fost o experiență foarte frumoasă. Un mesaj pentru profesor, pentru foști absolvenți sau actuali absolvenți? Un mesaj pentru actualii absolvenți. Aș putea să le spun că ar trebui să participe la toate activitățile ce se desfășoară în această școală, pentru că din fiecare aveți ceva de învățat. Am terminat Școala Carol Davila în 2020. Ce așteptări am avut de la această școală? Pur și simplu să prim anualitate. Pentru Școala Carol Davila am numai cuvinte de laudă. Profesori excepționali, o să-i număr câțiva, profesor Țelu, care mi-a fost și dirigintă, domnul profesor Sprețeroiu, domnul profesor Niculescu și nu numai, lista poate continua. Profesor favorit, domnul doctor Bărneanu, care ne-a învățat multe chestii interesante, cel puțin cel ținut de cardiologie pediatrică. Mi-am amintesc cu drag de tetralogia Fallot. Ne-a explicat-o, ne-a desemnat, a fost super interesant. Cred că dumneavoastră mi-a trezit în momentul ăla și dragostea pentru neonat, secție pe care am lucrat foarte mulți ani. Acum nu mai sunt, adică regret, dar probabil o să mă întorc o dată și o dată. Doamna profesoară Buiu Victoria a fost pe sufletul meu, deoarece m-a îndrumat să aleg această specialitate de obstetrică ginecologie.
Anul trecut am primit și toate cărțile dânsei de obstetrică ginecologie și am fost tare mândră de acest lucru. Și azi am ajuns să lucrez ca director adjunct la o companie destul de mare, zic eu, 250 de azile și spitale. Azilul la care lucrez acum se numește Hilton Park, are 88 de camere. Vreau să mulțumesc Carol Davila pentru tot suportul oferit în timpul școlii și, nu în ultimul rând, tuturor profesorilor de la Carol Davila, pentru că așa am reușit să fiu unde sunt acum. Care a fost cea mai faină experiență la școală și dacă ar fi să vă întoarceți, ați reîntoarce? Bună ziua! Da, m-aș reîntoarce pentru experiențele din timpul orelor, pentru reîntâlnirea cu toți profesorii și de dorul colegilor, cred. Pentru că faceți parte din primele generații. Care a fost profesorul cel mai fain? Toți. Nominal, câțiva, doi, trei, câțiva. Echipa toată din Casa de Cultură, doamna Ichim, domnul director, era domnul Adumricăle. Deci toți, nu pot să... No? Doamna Puiu. Și aș mai vrea să o adaug și pe doamna Gean, care a fost alături de noi foarte mult. Cum a fost așa? Cum era? Aproape. Da. Deci puteam să... Ca un psiholog, pentru ce și vorbeam frumos cu ochii mei. La mulți ani, școala Carol Davila! Mulțumim tare mult pentru că v-ați făcut timp să participați la evenimentul nostru 30 de ani de viață pentru viață. Sper din suflet să ne regăsim în aceeași formulă, poate și la 40 de ani distanță, de ce nu și la 50 de ani distanță. Mulțumim tare mult. Felicitări pentru realizările voastre, foștilor absolvenți, felicitări profesorilor pentru că ați dat astfel de absolvenți. Mulțumim încă o dată!